Tu ai fost abandonată la maternitate? Mă făceau țigancă de la dedom. Eu de mic mă temeam că o să fiu abandonată. Nu ți doreai o căsătorie? Nu mă bătea fizic, dar mă bătea moral. Persoana în cauză să împușca, să sărea de la balcon. Te-ai cunoscut, ziceai, la 28 de ani cu Dorin Damir. El era căsătorit atunci. Noi tot ne-am construit împreună, pas cu pas, și ne-am crescut împreună. Adică tu nu ai luat pe cineva milionar? Nu. Nașii voștri sunt Vlad Plahotniuc și fosta lui soție. La nuntă nașii nu ne-a pus nici o copeică, parcă nici n-a mai existat în viața noastră. Vlad Plahotniuc a fugit, aici a rămas finul lui Dorin Damir și el îi gestionează toate afacerile. Da. Finul lui Plahotniuc. Și gata, și lumea n-aude mai mult nimic. Păi asta e ștampilă. Voi ați avut percheziții? Da. Acasă inclusiv. Da. Voi ați avut atunci gândul să fugiți din țară? Interpreta și femeia de afaceri, Larisa Busuioc, este invitata interviului Fără Protocol de astăzi. Larisa. Salut! Mă bucur că ești aici. În ultimii ani s-a scris mult despre familia ta, în special despre soțul tău, Dorin Damir, și nu obligatoriu de bine. Atmosfera din familia voastră a fost cumva influențată de aceste noutăți, știri, reținere? Uite, sincer să-ți spun, cumva au fost afectați copiii la bun început. Eu am primit tot foarte, foarte ușor. Posibil din motivul fiindcă eu deja privesc toate lucrurile altfel. Și toate momentele care nouă ni se dă în viață sau, nici nu pot să zic momentele, dar ceea ce ni se întâmplă nouă în viață, nimic nu este întâmplător. Și dacă vine ceva, un eveniment mai puțin plăcut sau foarte plăcut, eu îl accept, îl analizez și sunt foarte ok. Sunt foarte ok din motivul fiindcă nimic nu se întâmplă pur și simplu așa. Și există careva lecții pe care trebuie să le învățăm, le analizăm dintr-o parte, le observăm și mergem înainte. Chiar pe mine personal nu m-a afectat, doar atât că cumva îmi făceam grijă de copii, că copiii câteva luni de zile erau afectați, sufereau, fetele chiar plângeau. Dar noi am depășit. Am depășit foarte repede. Eu credeam că soțul o să zică, Larisa, mai stai acasă, hai, poate peste ceva timp o să mergi acolo. E clar că o să fii întrebată despre multe chestii care poate noi nu vrem să ne amintim. El cum a reacționat când i-ai spus că vii la interviu? Foarte fain. Toată familia s-a început de la copii. Wow, mama, chiar la Dorin Galbin merge? Eu zic, da. Te-ai propus cumva? Eu zic, nu, mi-a făcut invitația Dorin. A, ce de fain. I-am spus soțului și el așa s-a uitat. Eu zic, super, mergi. Nu, și n-au fost să nu vorbești despre aia, să nu vorbești despre... Eu nu am ce să ascund, chiar sincer. Sunt deja la o vârstă când chiar pot povesti foarte multe lucruri interesante, dacă vă este interesant. Și mă pot deschide, fiindcă asta e viața mea, asta e viața familiei mele, asta e viața soțului meu. Ce pot eu să ascund? Nimic. Presupun că o să fie interesantă discuția azi la noi, dar hai să le luăm pe toate pe rând. Puțin știu... Sau știu o bună parte dintre cei care te urmăresc îndeaproape că ai și o istorie de viață destul de complicată și interesantă din toate punctele de vedere. Deci tu ai fost abandonată la maternitate de către mama biologică și la o săptămână ai fost înfiată de părinții tăi. De ce ai decis să vorbești despre asta? Adică e cumva o chestie destul de personală pe care puteai să o ții pentru tine, mai ales că tu n-ai discutat-o cu părinții până la decesul lor, ei nu știau că tu știi. Și tu ai făcut-o public. În primul rând, asta e istoria vieții mele, da? Și într-adevăr, bine, nu foarte multă lume cunoștea povestea mea, dar totodată un procent foarte mare îl cunoștea. E vorba că eu am trăit în sat și în sat se știe absolut despre tot. Nu poți să ții ascuns unele lucruri. Eu nu am vorbit cu părinții mei din motivul că
Eviteam eu așa că e totuși aveau speranța că eu nu știu, că la mine nu a ajuns această informație. Cu toate că a ajuns, mai vorbeam și în interviurile anterioare, foarte, foarte devreme, foarte micuță eram. Să zic acum îmi pare rău că nu am discutat, da, îmi pare rău, fiindcă ar fi fost cu totul altfel. Dar din nu vroiam cumva să-i rănesc și zic, lasă să creadă ei așa, lasă să fie așa cum își doresc ei, fiindcă e foarte important când încerci să simți oamenii de alături, da? Fiindcă e una că eu ce îmi doresc eu, dar e vorba și de persoana care ține la tine și te iubește și ce își dorești. Eu simțeam că ei niciodată n-au fost gata să discute acest subiect. Povestea mea poate fi, nu că poate fi, după interviul care eu am fost la Rodica Cioranică, foarte multe femei m-au contactat și m-au contactat femei care au adoptat copii și mi-au zis că chiar ar fi bine să discutăm, când e mai bine să le spunem, adică cumva eu sper că cu deschiderea asta mea am ajutat foarte multă lume. Uite, verișoara mea a înfiat și ea un băiețel și în momentul când l-a înfiat, eu i-am spus, te rog frumos, cum ai ocazia, e micuț, cât de micuț, vorbește despre asta, nu te teme. Și o să vezi că nu se întâmplă absolut nimic. Copilul ăsta e copilul tău. Fiindcă, uite, noi în viață, hai să zicem, trecem o leacă la spiritualitate. Sufletele noastre fiind acolo, ele oricum își aleg părinții, își aleg locul, își aleg oamenii, au chiar niște înțelegeri. Bine că asta nu vine de la mine, sunt de la învățătorii mei spuse și de la alți mentori care cunosc mai multe, da? Eu, fiind mică, fiind mai adolescentă, eu nu înțelegeam multe lucruri, dar eu întotdeauna, de când mă țin minte, eu îmi iubeam mama biologică. N-am avut nici pentru o secundă, clipă, moment să zic că uite că ea m-a abandonat, dar ea cred că a fost o femeie rea sau... Eu nu că i-am dat scuze, dar credeam, a, bine, așa cred că a fost să fie. Și în gândul meu că eu cândva o să o găsesc, o să vină timpul, eu o să o găsesc. Și eu, dacă să mă conduiesc după teoria asta, deci eu cumva cred că trebuia să trăiesc în satul Grătiești, în familia lui Andrei Busuioc, cu verișorii mei frumoși, cu foarte multe rude, cu profesorii și cu un sat minunat, eu trebuia să fiu acolo. Dar din motivul că mama mea nu putea, pe timpurile celea, bine că medicina nu era atât de avansată și nu putea avea copii. Și eu, cumva ca suflet, am ales sau pe mama mea biologică. Și atunci când eu m-am întâlnit peste ani de zile cu ea, ea plângea și zicea, iartă-mă! Și eu îi spuneam, nu, asta eu sunt cei care ți-am făcut greu pe suflet, fiindcă eu cumva te-am ales așa, ca un cum spune, pravadnic, ca un intermediar, intermediar ca să ajung anume acolo. Acolo eu trebuia să cresc. Thomas Jefferson a zis cândva, cred în noroc și cu cât muncesc mai mult, cu atât am mai mult noroc, dar eu mai adaug că roadele muncii noastre nu trebuie să se piardă în zadar. Mai ales, nu trebuie să cheltuim nici timp, nici resurse atunci când vrem să transferăm bani oamenilor noștri dragi. Iată de ce astăzi vreau să vă vorbesc despre Profit, o opțiune de transfer al banilor rapid și sigur. Acesta este un serviciu european licențiat cu care puteți trimite bani din Europa în peste 55 de țări din întreaga lume, iar în Moldova chiar și fără taxe. Trebuie să descarci aplicația și să te înregistrezi. Introdu numărul de telefon și codul primit prin SMS, apoi adresa de e-mail. Dar transferuri pot fi făcute și de pe calculator pe platforma profi.com. Înainte de primul transfer, va trebui să furnizezi cele mai elementare informații, nume și prenume, cetățenia și adresa de reședință în Europa. Profi nu solicită nimic altceva. Este important de menționat că transferurile pot fi efectuate de către cei care au statut legal în Europa, iar trimiterea banilor este posibilă doar de pe carduri emise de bănci europene. Următorul pas este foarte simplu. Alegeți țara și suma trimisă, apoi țara de destinație. În meniu sunt mai mult de 55 de țări. Noi avem nevoie de Moldova. Imediat vedem cât va primi destinatarul în lei. Cursul de schimb este cât se poate de avantajos. De asemenea,
Profi nu ia comision pentru transferurile de pe card pe card din Europa spre Moldova și România. Alege modul în care vrei să trimiți banii, de pe un card sau din orice cont bancar european, Google Pay sau Apple Pay. Dacă alegi cardul, poți salva datele ca să le utilizezi și pentru următoarele transferuri. Clic pe Transfer și gata! Banii de pe un card pe altul vin în câteva minute. Poți transfera până la 1000 de euro imediat după înregistrare. Iar pentru a mări limita de transfer la 15.000 de euro pe an și a trimite până la 3.000 de euro pe lună, poți urma o procedură de verificare a identității și furniza o dovadă de reședință în Europa. De exemplu, o factură pentru serviciile comunale. Fă click pe linkul din descrierea acestui video și transferă bani din Europa în Moldova, simplu, rapid și sigur, cu Profi. Da. Tu ai vorbit că la 4 ani ai aflat că ai fost înfiată și ți-a spus-o cumva educatoarea la grădiniță, că dacă nu o să fie ascultătoare, părinții o să te lase, pentru că nu ești al lor. Câtă nesimțire! Adică mi se pare atât de neetic, neprofesional, unui micuț copil să-i zici așa ceva. Din păcate, așa se întâmplă și până ziua de astăzi. Oamenii sunt absolut diferiți. Și nu toți au simțul ăsta ce ar trebui să vorbească sau nu. Câteodată oameni care sunt așa mai negri la suflet pot face intenționat, chiar și vis-a-vis de un copil. Dar câteodată din curiozitate, dar oare cum ar reacționa, dar oare copilul ăsta știe despre asta, Darian, hai să încerc. Bine că pentru mine atunci a fost foarte traumatic. Chiar foarte, foarte traumatic. Eu postasem și o fotografie am la vârsta, exact fotografia aceea din venetca asta de la grădiniță, o am, și expresia feței mele vorbește acolo despre tot. Absolut. Erai tristă. Eu eram nedumerită, eu eram tristă și eu eram foarte, foarte supărată. De cine? Deci, din motivul că eu am auzit exact cu 10 minute înainte informația asta și ea cumva pe mine m-a dat peste cap. Au apărut foarte multe întrebări, că chiar și în fotografii eu de acum eram cumva foarte nedumerită și foarte cu multe întrebări și nu puteam să, vreau să înțeleg adevăr, nu e adevăr, dar în cap unui micuț nu mai deci el nu poate structuriza absolut toată informația care vine. A fost un haos, a fost un haos care s-a prelungit foarte mult timp și eu tot am mai povestit despre asta. Făceam pis în pat noaptea, mama mă ducea pe la toate băbuțele din sat că m-a deocheat, că să mă descânte, că și asta a fost peste noapte schimbarea asta. Eu nu puteam dormi noaptea, mi-au apărut o mulțime de fobii, mă temeam de orice vietate, broscuți, întuneric, dar asta nu era cel mai important, de ce ar trebui eu. Eu îmi căutam de, hai să zic așa, obiecte, de ce ar, sau nu obiecte, ajută-mă, te rog frumos, îmi căutam de ce ar putea să mă tem ceva mai strașnic decât de realitatea care am aflat-o. Și decât de abandon. Și de abandon. Și evident că frica asta, dar eu îmi iubeau părinții la nebunie. Și eu am fost un copil care era foarte iubit, alintată, iubită. Și în momentul ăsta când mi-a spus că nu sunt părinții tăi, a fost cumva, nu puteam înțelege, nu se lega la mine. Dar oare cum ar putea să existe un copil să aibă părinți și ei nu sunt ai părinți adevărați sau ar putea să mai aibă o mamă. La mine atunci nu se legau foarte multe lucruri pe parcursul vieții, adică puțin mai târziu, crescând, am început să înțeleg. Și a fost greu. Tu ai preferat să nu vorbești cu părinții despre asta și nu vorbesc doar atunci când erai în copilărie, dar tu ai ajuns la maturitate, asumată, conștientă și oricum ți-a fost frică să nu-i superi pe ei? Uite, eu am trăit, mă repet, într-o familie foarte iubitoare și le sunt atât de recunoscătoare și am foarte multă recunoștință și dragoste și până în prezent, fiindcă ei mi-au dat absolut tot. Dragoste, casă, masă, școală, tot ce au putut ei mai mult să deie și făcând comparație cu prietenile mele din Mahala, cu alții, eu vedeam că eu aveam sute, însuțit
atenție și dragoste vis-a-vis de alți copii. Eu odată nu am fost bătută, mama, tata nu a strigat la mine, tata doar mă privea și eu înțelegeam, aha, Larisa, tu nu trebuie să-l superi mai departe. Eu mă temeam chiar să-l super, fiindcă ei erau așa de drăgălași cu mine. Dar mai târziu s-a schimbat multe lucruri în relația lor. Au devenit mai distanți? Din motivul că cred că la un moment dat tata a început să crească cumva, și asta e foarte important în cupluri. Atunci când cresc ambii și când cineva rămâne în urmă. Profesional să crească. Și nici nu vreau să zic profesional, fiindcă ei au fost oameni foarte simpli, tata șofer, mama a lucrat în colhoz toată viața, dar emoțional, intelectual, nici nu știu cum. Și tata, necătând la profesia lui, el a început să crească, cumva să vadă lucrurile altfel. Dar mama a rămas acolo unde stătea ea. Și la un moment dat s-a început, eram micuță, tata, am mers cu tata într-o vară, țin minte, la mare, aveam 5 ani de zile. Și cu noi a mers o doamnă și cu o fetiță de vârsta mea. Și tata tot încerca să-mi facă în autocar, să-mi facă cunoștință. Și eu ca copil am acceptat-o pe fetița aia până noi nu am ajuns la mare, dar zilele le petreceam foarte des împreună și la mare împreună și la mâncare împreună. Nu-mi puneam eu atât de multe întrebări până într-o zi noi nu am ieșit la joacă cu mai mulți copii și fetița aia m-a prezentat ca sora ei. Eu nu prea vorbeam rusă atunci, dar ea cunoștea foarte bine rusa. Și eu am zis că nu, eu nu sunt sora ta. Și atunci așa a fost un moment de asta, că eu am înțeles că la tata cu femeia asta ceva există. Deci el avea pe lângă familia, da, voastră, el, avea el o familie. Avea, nu familie, nu era fetiță, avea o relație. Și tata chiar era îndrăgostit în femeie aceea. Femeie aceea era foarte interesantă. Dar eu, fiind așa cam egoistă, am început chiar pe în perioada aia de 2 săptămâni de zile să stau în mijlocul lor și îl puneam cumva pe tata la o alegere, să văd cine o să biruie. Și ea cumva a prins chiar și o ură pe mine și unii mă prindea și spunea că tu ești așa și tu știi că ești urâtă. Și eu ziceam, da. Pe bune. Pe bune, ce vârstă da. Aveai atunci? 5 ani. La 5 ani? 5 ani. Tatăl ți-a făcut cunoștință cu sora ta care era dintr-o altă relație. Nu era sora mea. Nu era sora ta. Nu era sora mea, era Aha. copilul doamnei estea. Okay. Cumva maică s-a o pregătea că ar fi posibil să fiți surori pentru viitor, hai să zic. Eu nu știu ce a fost mai târziu, fiindcă eu îmi dau seama că relația lui tata a durat foarte mulți ani. Și cumva tata așa s-a împărțit. Eu despre asta, apropo, n-am vorbit la nimeni, numai familia mea cunoaște. Mine chiar mă surprinde, adică, dar oricum ei te-au iubit și tatăl tău și mama ta da, foarte mult și te-au acordat atenție, pentru tine ei au fost împreună. Pentru mine au fost împreună și tata nu a plecat din familie pentru mine. Despre asta n-am avut o discuție, eu având 17 ani și el mi-a vorbit despre asta. Eu am stat alături de mama ta pentru tine. Eu atunci i-am reproșat și am zis că eu niciodată n-am să stau alături de nimeni pentru copii. Pentru ce? Tu ai avut ocazia să-ți faci o altă viață, să fii fericit acolo cu femeia unde tu poți fi fericit. Și vreau să-ți spun de ce nu am mai discutat. Mama, la un moment dat, nu mai putea să-i sprăvească. Ea a aflat, evident, și a apelat la păhărel, la alcool. Mai eram la școală de acum, așa, mai puțin el, dar cu timpul s-a avansat viciul ăsta la ea. Eu pot să zic că, pur și simplu, ea a fost foarte slabă și n-a avut nicio susținere. Era cumva absolut singură și nimeni nu a susținut-o. Și eu, când am ajuns la momentul că eu aș putea deja să vorbesc cu ei, eu înțelegeam că nu se înțeleagă, lasă să fie așa cum este, lasă ei să trăiască așa liniștit și tata și mama și să creadă că eu chiar nu știu nimic. Plus că eu, pentru prima oară după ce am absolvit conservatorul, am plecat imediat în 2 luni de zile, eu eram în Japonia, am obținut un contract de muncă
și peste jumate de an, dar nu erau telefoane, nu era comunicare, rețele, și aveam o prietenă aici la Chișinău, care noi am fost studenți împreună, colegii de conservator, și eu îi trimiteam ea născuse, mai trimiteam eu niște bani, acolo câte $100, și era foarte greu, că le puneam în niște fotografii, le ascundeam și permanent îi puneam și la părinți și rugam, du-te te rog și le du niște bani, când era perioada aceea din 95, era greu, foarte, foarte greu. Și din păcate ea n-a ajuns niciodată până la ei, și atât eu peste jumate de an când m-am întors acasă, ei erau atât de supărați pe mine. Cumva ei, nu că supărați că nu i-am ajutat, dar eu am dispărut. Și atât pentru ei, jumatea asta de an, a fost momentul când ei au crezut că gata, ea nu mai are nevoie de noi. Ea ne-a părăsit. Frica lor, eu simțeam frica asta, ei toată viața, eu de mică mă temeam că o să fiu abandonată, dar ei toată viața se temeau că dacă o să ajungă informația asta la mine, eu cumva o să mă schimb, eu cumva am să-i... Îi părăsesc sau nu o să mai fiu așa cu fiica lor cum consideră ei. Dar ei se descompuneau în mine, indiferent de relația lor urâtă, că era urâtă și ajungea și pe la bătăi și nu știu ce, vis-a-vis de mine fiecare. Mama mă numea Liubăcica și Larica, tata Liubașa, și pe nume nici nu mă numeau. Eram așa, cam așa, a fost greu și a fost frumos. E foarte argumentată de ce nu le-ai spus, că eu chiar mă întrebam, fiind matură, de ce n-ai vorbit despre asta, dar fiind atât de complicată relația între ei, dar cum crezi tu, pe mama ta a afectat-o emoțional extrem de mult? Adică tu ce le recomanzi oamenilor care se pomenesc în asemenea situații? Să se separe din start? Să stea pentru binele copilului? Pentru că tu până la urmă ai avut o copilărie? Nu. Nu. Ok, asta este doar opinia mea și cineva poate să nu fie de acord. Dar eu consider, în experiența mea proprie, că trebuie să, atunci când nu mai există nimic la mijloc într-un cuplu, nici într-un caz nu trebuie să treci pentru copii. Copiii suferă încă mai mult. Și eu cred că dacă tata își făcea o altă familie, el numai puțin era alături de mine, dar eu nu vedeam sfădălăile astea, bătăile astea, cerțele astea și dormeam liniștită și era cu totul altfel. Nu, copiii suferă foarte mult. Eu sunt de acord. Și până la urmă ei au decedat ambii, da. Tatăl tău când tu aveai 30 de ani, mama ta acum 8 ani. Mai mult, 13... în 13 ea a decedat. Da, deci 10 o să fac anul 10. Ăsta. Și așa și nu ați vorbit despre subiectul ăsta și ei s-au dus în mormânt cumva fără... Cu gândul că tu nu știi. Cu gândul că eu nu știu, dar cred că asta e frumos, fiindcă pe de altă parte eu zic că ei nu mai erau... Nu erau ei gata să le vorbesc cu tate, că dacă le... Nu știu. Cred că dacă le vorbeam era încă mai frumos, fiindcă eu atunci avea să le spun toată recunoștința și dragostea și mersiul care... Dar așa a fost să fie. Am întârziat la acest capitol. Îmi place cum zici tu, tot ce se întâmplă e spre bine. Da. Sau așa trebuie să fie. Cum ai cunoscut mama ta biologică? Tu ai zis că acum 18-19 ani ai încercat să o cauți, ai găsit doar numele și prenumele, da. Și acolo te-ai oprit. După aia tu ai revenit acum câțiva ani. Da. Și ai găsit-o? Am găsit-o. În primul rând că s-a schimbat foarte multe, s-au mai computerizat arhivele. Atunci a fost foarte greu. Am găsit doar numele și atât. Și ea s-a căsătorit și a schimbat familia și nu mai puteam dădea de capăt. Dar acum, câțiva ani urmă, 4 ani urmă, eu m-am trezit într-o dimineață și zic soțului, Dorel, eu... Iarăși vreau să revin la să-mi caut mama biologică. Și mi-mi place că el întotdeauna mă susține, dar ce-ți trebuie, dar cum îți trebuie, dar îi spune, uite, dacă vrei, încearcă, dar eu zic, numai nu știu cam din care parte să o apuc. Și atunci când îți vine ideea să știi că numai decât vin și urmările, eu chiar a doua zi, stând cu băiatul meu și cu un prieten de-al lui,
care e proaspăt absolvent în domeniul respectiv care ar fi putut să mă ajute și eu zic, uite, eu, tu întâmplător, nu ai posibilitate și acces la arhive, uite, vreau să încerc. Și el zice, uite, hai dă-mi informația. Și i-am dat informația și peste două zile îmi trimite fotografia, îmi trimite rudele, îmi trimite tot. Zice, felicitări! Și iată așa am găsit-o pe mama mea biologică. Și cred că a fost și timpul acum să o găsesc, dar eu de ce m-am trezit și am zis că trebuie să o găsesc, că mi-am dat seama că femeia asta deja are o vârstă. Și nu atât pentru mine, dar simțeam eu că trebuie să o fac pentru ea. Și ea aștepta asta. Ea aștepta. Și eu nu am dat greș. Așa intuiam eu că posibil o chinui în momentul ăsta și ar fi frumos să o găsesc și să-i spun mulțumesc pentru tot, pentru viața care mi-a dat-o. Dar ea nu știa că tu ești tu. Nu știa. Ea nu știa nimic despre tine. Ea nu știa. Necătând că mă vedea la televizor și eram dragă și știa cântecele mele și adică mă cunoștea ca pe o interpretă, dar nici prin cap nu-i dădea că asta sunt fiica ei. Tu te-ai întâlnit cu ea la sanatoriul Vadului Vodă. Da, da. Tu ai aflat că ea stătea acolo, ai încercat să o găsești la domiciliul ei. Ea din start a zis că da, hai să ne vedem. Adică n-a avut reținere. Da, ea aștepta. Și după cum ea spune, ultimii ani de zile ea stătea numai privea toate emisiunile alea și de minea, unii ar putea și cumva cu speranță că poate am să o găsesc, poate am să o găsesc. Și în momentul când, deci eu n-am avut curajul prima zi să merg la ea și am trimis un prieten de-al meu, doi băieți au plecat, și ea deci nu era acasă și vecina a ieșit și a zis de cine aveți nevoie, i-au spus că uite cineva o caută pe doamna Maria și băieții n-au, a lăsat un număr de telefon, n-au ajuns în mașină, că ea a sunat și a zis vă rog frumos, eu știu cine mă caut fiica mea, veniți chiar acum, eu sunt la Vadul lui Vodă. Doamne, cât de emoționant, mă trec fiori. Și ei m-au sunat, ce să facem, eu zic nu, bine, duceți-vă, dar eu de spune, poate mergi și tu. Eu zic, nu, eu încă nu sunt gata. Și ei au mers, au vorbit, ea din start i-a întâlnit și le-a spus data nașterii, absolut tot. Că nu mai erau îndoieli, da? Că, uite, asta e mama mea biologică. Și a durat două zile pentru mine de... nu știam cum, m-au apucat niște emoții care le-am avut foarte rar în viața mea, nici nu pot să-ți explic. Și înțelegeam că trebuie să merg, ea mă aștepta, da? Ea a zis că vă rog să vină și a lăsat numărul de telefon și eu nu îndrăzneam nici să o sun. A doua zi i-am scris un mesaj. I-am scris mesajul și ea mi-a răspuns tot foarte, foarte atent și spune, te rog dacă poți, poate eu vreau să te văd. Și vine soțul și eu zic, nu știu, eu nu pot, parcă nu pot. Și aveam emoții, dar eu nu pot să le explic acum de ce. Și Dorel spune, uite, tu nu ai soveste. Tu îți dai seama ea prin ce treci acum când a aflat, tu ții două zile în suspans. Acum, te rog frumos, te duci. Și atât eu m-am dus la ea și tot pe drum tremuram tot mai de emoții. Dar când am intrat, ea m-a întâlnit. A durat și ea avea emoții mari, ea a început a plânge, eu am apucat-o de mână, ne-am așezat acolo pe bancă și cred că, nu știu, două minute a durat tot asta și gata. A dispărut tot și noi am vorbit aproape două ore. Două ore ca așa, ca o clipă. Eu nu am plâns că eram, la un moment dat, toate emoțiile s-au dus și la mine am conectat zenul meu. Și de acum mă uitam așa zâmbind la ea și vroiam cumva să o liniștesc pe ea, să o ascult, să-i ofer atenția asta și să-i spun că gata, perioada grea a trecut, iată, eu sunt aici, cu mine tot e bine, eu am avut și am o viață foarte frumoasă, am avut parte absolut de tot.
Și nu trebuie să mai îți porți vina asta în spate. Gata, liniștește-te și bucură-te de viață. Dar ea a înțeles că tu ești interpreta, adică ea te știa. Ea știa, da, ea știa și chiar de mult, bine, că ultimul timp eu nu prea apar, dar ea mă cunoștea ca interpretă. Și eu zic, eu întreb, bine, și te uitai și chiar inima asta de mamă chiar nu vorbea nimic, spune nu. Nu-mi dădeam seama. Dar argumentul ei de ce te-a lăsat la maternitate, că era foarte tânără, că era cu un băiat pe care îl iubea, dar nu era foarte clară relația, și tatăl a amenințat-o că o alungă de acasă, da, dacă vine cu copil. Da, da. Și tu, deci, bă, ăsta e ipoteză, tu ai mai verificat-o, ai mai vorbit și cu ceilalți? Dar, uite, eu nu vreau să verific, fiindcă am absolut încredere. Eu doar atât că sora mea deja, Ina, ea acum așa adunat toate puzzle-urile și zice, eu acum îmi dau seama de ce ea niciodată nu a avut o relație frumoasă cu bunelul. Ea nu se ducea, ea nu vroia să se ducă. Ea, noi, surorile cu desilă au cumva impus-o să meargă la mormântare. Ea nici la mormântare și o vedea plângând tot timpul. Avea ea niște momente de... Dar asta e versiunea care eu am auzit-o și eu am acceptat-o și chiar nu mai vreau să mă gândesc. Chiar nu înțeleg de ce ar putea să spună altă versiune. Atâta doar că chiar acum, la momentul de față, eu tot stau împreună cu sora mea, cu Ina, și noi o batem la cap să ne dăie mai multe detalii, că eu vreau să-mi găsesc tatăl biologic. Și mi-am pus în plan. Și ea foarte puțină informație are, că era student la medicină, că era din Mordovia. Și am încercat eu să caut prin arhiv până ce nu prea găsesc. Nu am familie, nu prea am multe detalii, dar găsesc eu până... Principalul să-l prind în viață. Da, da, vreau foarte mult să-l cunosc. Cum ar reacționa? El știa că mama ta era însărcinată? Ea zice că, deci, el știa că este însărcinată. Spune că părinții lui au venit la Chișinău, i-au propus ca ea să avorteze. Ea de câteva ori a mers la această procedură și nu a avut curajul să facă, dar eu presupun că ea nu a avut curajul, fiindcă ea totuși credea că el cumva o să se schimbe vis-a-vis de ea, dar și eu o să fie împreună. Și așa a întins-o până deja a fost foarte târziu și ea când s-a trezit pe la 4-5 luni de zile, el nu mai era, părinții l-au luat de aici. Care este relația ta cu mama ta biologică acum? Foarte bine, ea acum, eu am venit acum din Bali și ea a suportat o operație și chiar astăzi am vorbit și zic, eu nu pot veni, merg la Dorin Galben la interviu, ne vedem mâine, adică e foarte bine, suntem bine. Ea a fost iarăși o perioadă de jumate de an la copii, dar nu poate sta acolo, nu cunoaște limba, ea se sufocă, ea vrea acasă, vrea la policlinică, vrea la piață, vrea la cu surorile. Este aici în Chișinău? Da, și s-a întors în Chișinău, da. Și voi mergeți la cină împreună? Ea poate să gătească ceva, să te invite? Da, sigur că ea, apropo, e bucătar de profesie, gătește foarte, foarte gustos. Și chiar și copiii, bine că copiii nu mai au timp, numai Gabi spune, eu am să fac comandă și am să vin numai decât să mănânc de ce e sau de ce e. Nu atât de des, evident. Da, îi zic bunica? Nu, nu îi zic bunica. Tu cum o numești? Eu zic mama. Tu zici mama? Da, dar nu pot altfel să o numesc. O perioadă, ne spunem, cumva căutam, nici nu dumneavoastră, nici nu matalii mai spuneam, dar acum îi zic mama că e mama, ea mi-a dat viață. Dar cum au reacționat rudele părinților tăi care te-au crescut? Din partea lui mama, așa am simțit că nu prea, cumva le-a fost nu atât de plăcut, puțin dureros posibil, că uite, ea te-a crescut, dar tu ți-ai mai găsit o mamă și porți cumva respectul și grija, dar din partea lui tata, foarte bine, și sora lui tata, el este plus minus de vârstă și eu când m-am dus la ea și eu zic, Chiochiana, eu am găsit-o, dar ea spune,
Hei, da, te rog frumos, numai nu obișnuie, de zic, îmi pare rău. Cum să obișnuiesc? Zic, sigur că da, nu-i spune nimic, au fost așa niște timpuri pe, în tinerețea noastră de grele, asta era așa o rușine și așa o asta și eu nu știu dacă mie mi se întâmpla așa cum eu procedam. Adică au fost alte timpuri, alte. Dar tu te gândi vreodată cum ar fi arătat viața ta dacă erai împreună cu mama biologică și ea nu te-ar fi abandonat? Da. M-am gândit. Cred că era absolut diferită. Dar așa cum a fost, așa cum a fost aici alături de părinții mei care m-au crescut, asta a fost cea mai perfectă variantă pentru mine. Muzica. Cum ai început să cânti? Înțeleg că ai făcut Academie de Muzică sau Conservatorul de atunci, dar până atunci tu oricum ai cântat. Adică părinții tăi mereu te-au susținut în începuturile tale. Mie îmi plăcea de la grădiniță să cânt. Eu cântam, învățam piese, tata îmi procura discurile astea, erau așa subțirele, nu mă țin minte cum ele se numeau. Știam pe la 5 ani de zile, cred că tot repertoriul lui Ala Pugaciova și Sofia Rotaru, că atunci bine că nu mai erau. La școală, când am mers, iarăși eram foarte activă. În clasa a doua m-am dus la Casa de Cultură și am devenit solistă a unei orchestre, după care am avut tentative de a studia și vioara, dar pentru mine mi s-a părut foarte, foarte complicat. Prin clasa 5-a eu am venit acasă și spun, tata, la noi, la Casa de Cultură, vine un profesor de la Chișinău, de la școala muzicală și o să predea acordeonul. Dar eu nu am instrument. Tata, într-o săptămână, instrument nou, Weltmeister, mi se pare că se numea, nou acordeon, l-a comandat, nu știu de unde l-a găsit. Deci tu voiai să cânti la acordeon? Da. Și eu am făcut școală la acordeon, bine că la noi, de 3 ori pe săptămână în sat, un an de zile. Și la un moment dat, iarăși mă întorc la tema copilăriei mele, fiindcă nu tot satul cumva care știau erau foarte binevoitori cu mine. Erau foarte mulți și adulți care mă ofensau cu întrebări, dar și erau foarte mulți copii care cunoșteau situația asta și se purtau cumva urât față de mine. Deci și spuneau că ești adoptată? Da, 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 sigur că și eu drumul spre Casa de Cultură mergea, adică era un drum și trăiau doi frați. Și atât băieții, aia, dar eu cu acordeonul în spate, de micuț, era greu. Și de fiecare dată mă prindeau și mă împrușcau cu pietre, mă izgheau, mă escurt și mă făceau țigancă de la dedom. Asta era. Eu nu puteam să vin acasă, vineam zgâriat câteodată, că dacă să las instrumentul cumva să le dau la moacă, mai târziu m-am învățat, îi băteam pe toți care mă ofensă. Real, la un băiat i-am spart și a rămas și fără un dinte. Și veneam acasă și tata vedea ce se întâmplă. Și eu nu puteam să-i spun că mă numesc așa, că gata, se deschidea toate toată cutia. Da, da, era urât pentru mine și eu la un moment dat am zis că nu mai fac muzică și tata nu înțelegea. Tu cânti de acum? Nu vreau. Mai târziu, deci eu, după clasa 8-a, profesorul de muzică și conducătorul ansamblu, zis, Larisa, gata, e timpul, ar fi bine să, după clasa 8-a, să mergi la Neaga. Și eu nu eram pregătită, așa, m-am dus într-o zi, m-am uitat și am zis că nu, eu o să mai văd, nu eram pregătită. Și după școală, apropo, drumul meu spre muzică a fost foarte lung și greu. Și după școală, neavând cunoștințele necesare, prin ce am făcut eu, am făcut așa superficial, chiar și același solfegiu și la nivel nu profund, teoria muzicii și așa mai departe se cere pentru un student care intră la conservator. Dar pe timpuri pentru interpreți de muzică ușoară și muzică clasică, nu știu dacă mai există acum, erau 2 ani de pregătire. Între acești 2 ani de zile, asta cum ai faci tu colegiul de muzică. Deci 4 ani, era în 2. Și aveai șansa. Tu faci acești 2 ani de zile, dar după 2 ani de zile tu ai putea să nu intri la anul întâi. Foarte mult depinde de tine. Și iată, eu din anul 3 am făcut 2 încercări și eu nu am intrat
era, bine că era și, erau două, trei locuri pentru canto, muzică ușoară. Și nu, și numai dintre a treilea an, dar atunci când eu am înțeles că, așa, primul an nu am intrat, dar încă eram, libertate, am terminat școala. Și tata a supărat, tu nu te duci la facultate, de el vroia la juridică. Eu zic, nu, eu mă duc la lucru, dar nu le spuneam că n-am susținut examenul. Și m-am dus și am lucrat telefonistă. Al doilea an, iarăși, nu am intrat. Și atunci mi-am pus întrebarea, tu așa vrei veșnic? Și m-am dus la școala muzicală serală și un an de zile am mers intensiv. Cred că dormeam acolo. Și iată, din anul 3 eu am devenit studentă și... Și ai absolvit? Da, deci am făcut 2 ani. Eu 6 ani de zile am făcut conservator. Eu am ascultat mai multe melodii de ale tale, sunt și pe YouTube, dar parcă exista mai mult potențial muzical. În sens că puteai avea o carieră mult mai amplă și nu pot să zic că tu, în special, nu știu, după căsătorie sau când ai început să faci afacerile care aveau legătură cu Japonia, n-aveai bani. Adică unii ar spune că n-am făcut muzică pentru că n-aveam bani, n-aveam posibilități. Tu ai avut asta, dar te-ai dedicat mai mult rolului de soție, de mamă. Cum s-a întâmplat că muzica a rămas cumva în depărtare? Uite, nu să mă crezi, eu chiar zilele astea mi-am dat întrebarea asta. Eu sunt pe viață foarte împrăștiată. Da, așa de împrăștiată, nu-ți imaginezi. Eu vreau să fac foarte multe lucruri. Și dacă... Da, mi-am dat întrebarea, fiindcă eu acum am iarăși, mi-au venit niște idei și am zis că, da, de ce nu? Și pe urmă stau, Larisa, oprește-te, unde, când, nu mai ai, n-ai unde, nu cât se poate. Sunt multe lucruri pe care eu le fac și am impresia că le cunosc deja. Parcă am venit cu bagajul ăsta din viețile anterioare și iată eu, poftim, vreți să vă desenez un tablou, eu vă desenez. N-am făcut nici o școală, absolut nimic. Adică eu așa, ca un exemplu vă dau. Și mie place să fac mai multe lucruri. Mie îmi place să fac, iată, cum a pornit Japonia, pe timpurile alea, eu, visul meu era să-mi fac carieră de interpretă și eu s-am spus cineva că asta nu se întâmple în viața mea, eu zic, voi ce, gumiți? Nu, eu spre asta merg. Am ajuns în Japonia, m-am întors înapoi acasă, eu aveam bani, am început să investesc în albumele mele, în videoclipuri, erau foarte multe concerte și noi, așa era de frumoasă perioada aceea, noi în toată săptămână aveam spectacole, circ, Palatul Național, era fain, Aura, Janet Erhan, Anișoara Puică, Vitali Dani, era super fain. Dar noi, într-adevăr, nu eram remunerați. Era mai mult voluntariat? Sau se pentru remunerat, dar asta erau pur și simplu copeici, da? Nu, tu nu puteai să faci ceva mai mult, fiind îți trebuia oricum să ai... Atunci încă nu erai căsătorită. O bază, nu eram. Și iată, eu la un moment dat, când m-am întors din Japonia, plus că eu m-am îndrăgostit de țara aceea la nebunie, și eu zic, eu vreau, toată lumea vreau, toți moldovenii să ajungă în Japonia. Și gândindu-mă așa, zic, stai așa, de ce eu să nu fac o agenție de turism? Să fac o agenție de turism și foarte repede, fiind acolo, am găsit agenție, am făcut contract, eu încă agenție aici nu aveam. Și am organizat repede, bine că mi-am luat specialiști, mai târziu am făcut și eu facultate, că nu aveam voie să... De turism. Da, nu aveam voie fără de brevet și fără de studii să fiu patron a unei agenții de turism. Și duceai moldovenii de aici în Japonia? Da, așa cum îi duc. Deci încă e funcțională, da, Iugre? Mai mult de 24 de ani și ea e funcțională. Noi facem circuit în Japonia până în prezent. N-am fost niciodată în Japonia. Japonești. Zi trei motive de ce ar trebui să ajungem în Japonia. Bineînțeles, sunt mai multe, dar... Trei motive... Japonia trebuie să o vezi neapărat ca să înțelegi că există și o altfel de... și o altă realitate a vieții, nici nu știu cum să zic. Japonia trebuie să o vezi... Când înflorește Sakura. Sakura, dar vreau să nimerești... Dacă vrei să ajungi pe o altă planetă, trebuie să mergi în Japonia. Și dacă vrei să comunici cu oameni care ți s-ar părea că sunt de pe planeta noastră, dar ei ca tare nu sunt de aici... Tot trebuie să ajungi în Japonia. Japonia este extraordinară și eu am ceva parte față de ea. Și mergi des acolo? Da, mai mult ca atât.
Artem o să mă supere tare, dar băiatul meu a devenit student, adică din toamnă, la Universitatea din Tokyo. Acum, în general, o să fiu acolo permanent. Felicitări! Mulțumesc! De ce o să supere? Lui nu-i place să... Mama, ce vorbești atât? Nu-i place, el e foarte așa... Dar cumva e inspirat de modul cum tu vorbești despre Japonia și entuziasmul. Ei au mers și ei, au fost și ei în Japonia, copiii de la 6 ani de zile, periodic, au mers cu noi în Japonia și toți foarte încântați. Ei știu tot despre țara asta. Tot. Neapărat trebuie să ajung acolo. Și acum ai două afaceri funcționale. Asta da, e agenția de turism și cu da, produsele cosmetice. Da, și cu muzica. Dacă tot vorbeam despre muzică, deci și eu cumva... Muzica a devenit mai mult la un moment dat ca un hobby, că iată am făcut acum o piesă foarte frumoasă cu Baraluc, acum o lună urmă, mai fac un videoclip, mai vreau să mai scot un album, am scos un album de jazz, mai vreau unul, visez la un concert de jazz foarte mult și tot vorbesc cu băieții și haideți să ne adunăm și... Dar totul depinde de mine, că trebuie să pur și simplu zic gata. Dar tu acum ai toate posibilitățile, deci ai oameni care pot să te ajute atât timp cât îți permiți financiar să faci melodiile astea. Se mișcă tot fac, rapid. Eu nu spun nimic, eu o să fac. Mai mult ca atât că eu acum recent am venit din Bali. Și eu am avut o discuție cu un clar văzător. Așa. Și el se numește Mancu Jati. El este foarte popular și este acum pe insulă unul din cei mai populari, să zic așa, preoți și clar văzători și în plus la toate este gardianul la cel mai mare templu din Japonia, care tocmai din secolul X și s-a păstrat în forma în care el este și foarte mare. Ce ți-a spus clar văzătorul? Și am avut cu el o discuție și eu ar trebui, deci sufletul meu suferă fără muzică. Și deci, asta știu. Asta el ți-a zis. Da. Tu crezi în chestia asta că cineva poate vedea viitorul sau poate... Știi, eu întotdeauna m-am temut de ghicitoare, de foarte mult timp am fost așa foarte... Nu credeam. Dar acum de când eu cumva am pășit așa și sunt așa pe o cale a spiritualității și am început să cunosc foarte, foarte multe lucruri, sunt oameni, într-adevăr, cu niște calități supranaturale și oameni care, hai să zic chiar și acest preot, care își intră în contactul ăsta direct cu noi cine trebuie. Asta, încă despre asta o să vorbim, că eu aici am tare multe întrebări. Și spune lucruri extraordinare, adică eu cred. Dar eu tu nu crezi că ei sunt pur și simplu buni psihologi? Dar el nu are când să el nu te ascultă absolut deloc. Să te așezi, el intră în meditație și îți vorbește. Nici nu te privește măcar. Hai să trecem la căsătorii. Te-ai căsătorit? Aveai 31-32 de ani. 32. Târziu 32. Ar zice unii. Da. Nu-ți doreai o căsătorie? Îmi doream. Dar nu găseai persoana potrivită. Eram în căutare. Eu am fost într-o relație vreo 6 ani de zile. Tu ai spus că era cam toxică. Da. Și aici te-ai limitat. Ce înseamnă relație cam toxică? 6 ani nu mai stai cu un om care te bate în stânga și în dreapta. Păi el nu mă bătea. Nu mă bătea fizic, dar mă bătea moral. Moral și psihic eram foarte afectată. Și nu vedeam toxică. Am vorbit că toxică, în primul rând, eu la un moment dat am început să înțeleg că nu este niciun viitor, dar exista, eu nici nu pot să spun că a fost dragoste, atunci mi-e părea că, da, o adicție de asta, o atașare de asta și mai ales când omul e mai puternic emoțional și energetic ca tine, te ține atâta timp cât are nevoie, dacă tu nu ai puterea să te rupi să... Și eu chiar și m-am rupt și am fugit. Eu pur și simplu am fugit. Voi locuiați împreună deja? Nu! Nu, acolo povestea a fost așa foarte... Eu nu pot să zic... Era o relație la distanță? Ce era cu ea? Totuși 31-32 de ani... Nu, asta a fost începând cu 19 ani până la 25. 25 când eu am plecat în Japonia, eu am avut o pauză până la 28 de ani când l-am întâlnit viitorul meu soț.
Dar noi oficial ne-am căsătorit la 32 de ani. A, dar vă știați de 3-4 ani. Da, da. Adică... Dar cu relația aia toxică tot trebuie să fugi, de ce? Nu puteai pune punct? Nu puteam pune punct. Nu puteam pune punct și erau manipulări, era jale, era persoana în cauză să împușca, să rea de la balcon. Adică eram împreună, eram manipula. Muzician și am fost împreună la un festival de jazz în Constanța și acum mi-aduc aminte și cu prietena mea violistă, fată foarte talentată, acum e Statele Unite. Și noi am, în ziua respectivă nu am avut spectacol și am stat puțin și ne-am dus și ne-am cumpărat o sticlă de vin și ne-am dus la balcon, etajul 7 sau 8 case. Și ne-am turnat noi câte puțin vin la balcon, marea, că era chiar pe litoral. Și eu am început să-i spun cât de tare nu mai pot și cât de tare ar fi. Dar persoana în cauză stătea, m-a urmărit, stătea și asculta. Și la un moment dat a venit și a zis că așa, nu mai vrea, și s-a apucat la etajul 7 cu mâinile. S-a coborât, adică a dat picioarele jos, s-a apucat cu mâinile și spunea că uite, tot pe seama ta o să fie moartea mea, tu ești vinovată. Și dacă prietena mea a început să plângă și strige, te rog frumos, nu? Dar eu m-am sculat, m-am uitat și m-am întors și am plecat pe malul mării. Și nu m-a sărit, că n-a avut pentru cine. Wow, nu, asta e reacția potrivită în cazuri din astea, că altfel trebuie, el voia dramatism acolo. Da, da. Și atunci s-a rupt tot. Da, eu am absolvit, mi-am luat bilet la tren, am plecat în România, după care eu am venit pe singură zi acasă în septembrie și am plecat în Japonia și gata, s-a terminat. Hai să trecem la viitorul tău soț. Hai! Te-ai cunoscut, ziceai, la 28 de ani cu Dorin Damir, el era căsătorit atunci. Tu asta ai spus-o cu jumătate de guriță, da. Că deja parcă lumea consideră că e foarte rușinos dacă cunoști un bărbat când e căsătorit, chiar dacă la el merge prost. Spune-mi în ce relație era el atunci și dacă tu ai fost cea care, pentru care el a divorțat. Vrei să-ți spun cum spune el, Matine? Adică el, nu cum spune el, el cumva într-o bună zi, Gabi era mai mică, când avea foarte multe întrebări la capitolul ăsta. De ce așa s-a întâmplat? Că tu n-ai fost împreună cu mama. Și el a spus, Gabi, noi cu mama eram atât de tineri, cât 20 de ani, 19. Și ai apărut tu. Bine, să zic așa, neplanificat. Și era, nu puteam altfel să fie, adică noi cumva am încercat, dar nu s-a primit nimic. Și dacă nu era Larisa, oricum era altă femeie. Așa a fost fie. Și până la urmă, iată, noi acum cu mama lui Gabi suntem într-o relație foarte frumoasă. Și eu mă bucur pentru ea că ea tot și-a găsit bărbatul care e ei și are o altă familie frumoasă, copii. Și noi să avem o relație foarte ok și discutăm. Ea când vine la Chișinău, mergem la o cafea, adică... Dar atunci care era abordarea ta? 28 de ani, o experiență de viață. Tu ce spuneai? Tu zici Dorel lui Dorin. Dorel, rezolvă-ți problemele în familia ta și după? Sau la voi era o dragoste de asta nebună, că nu mai contează dacă este cineva la mijloc? Pur și simplu noi vrem să fim împreună. Dragostea era nebună, dar nu se pune accent pe ea, fiindcă e într-adevăr. Pentru el era momente importante de a rezolva ce familia Gabi, la care el ține foarte, foarte, foarte mult. Știi, lucrurile s-au aranjat de la sine și nimeni n-a forțat. A fost foarte ușor și reciproc. Până la urmă, eu cred că fiecare și are soarta și nimic nu se întâmplă iarăși întâmplător. Până la urmă a fost atât de firesc tot, ei au hotărât să se separe, Ina a hotărât să plece în Italia la maică-sa, că era stabilit acolo. Gabi, eu m-am trezit nu numai cu soț, dar și cu un copil. Avea atunci 5-6 ani? Da, da, cam așa. Și cam asta. Dar a fost
Da, au fost emoții foarte puternice. Deci n-ai avut scene din astea de gelozie din partea fostei soții, bătăi la ușă, noaptea, nu, cine nu. Ești tu, de ce te-ai băgat în familia noastră? Știi că acum ar fi femei care ar zice că, uite, dar tu dacă ai aflat că el este însurat, păstrează distanța, îi zici să rezolve toate problemele și după aia revină dacă poți. În general, cu Dorel, știi cum eu m-am întâlnit? Prin intermediul lui Liliana, asta e sora lui. Deci Liliana, noi ne-am împrietenit, noi locuiam împreună. Eu, timp de un an de zile, eu știam tot despre Dorel, despre Ina, despre Gabi, despre mămica, despre tăticu, despre... Eu știam absolut tot. Nici prin cap asta nu a fost nimic intenționat sau ca idee, că, uite, pur și simplu mai târziu, într-o bună zi, știi, parcă căzut ceva în cap. Cu pedon? Asta a fost. Voi v-ați intersectat, da, cu privirile, și... spuneai tu, și atunci tu, din start, ceva ai înțeles? Tu știi, eu asta am vorbit undeva? Nu mi-amintesc unde am citit. Serios? Da, tu ziceai că a fost o conexiune din asta. Și da. Eu sunt sceptic în privința asta. Dragoste la prima vedere nu e despre mine. La voi a fost dragoste la prima vedere sau la tine a fost? A fost o conexiune puternică și ceea ce am simțit eu și ceea ce a simțit și el. Dar nicicum nu... asta a fost pe moment. Tot ce s-a întâmplat mai târziu. Și atunci când eu am înțeles că ceva se întâmplă și am zis nu, te rog frumos, Doamne Dumnezeule, nu vreau. Și a fost o perioadă când atât eu cât și el, noi evitam întâlnirile, noi evitam absolut tot. Adică când conexiunea e foarte mare, știi că dacă te apropii de omul ăla, nu-ți mai aparții. Da, și mai ales știind multe lucruri, bine că eu nu vreau să intru în esență acum în ceea ce a fost la ei, vorbim despre mine, da? Și chiar nu vroiam. Mai ales când e un copil la mijloc, îți imaginezi. Da, și Gabi, și eu cunoșteam pe Gabi, adică eu cumva, Gabi era cu Liliana permanent, eu era micuță, eu pe Gabi am văzut prima dată sub 2 ani. Dar relația asta cu fosta soție a lui Dorin, ea din start a fost bună? Adică când Gabi a venit la voi în familie, chiar a stat cu voi? Da. Noi am fost, bine că noi am fost așa foarte rezervate, oricum trebuia să comunicăm, e un copil la mijloc, da? Trebuia să comunicăm, dar așa, cu rezerve. Și mai ales că eu i-am născut pe ăștia doi mici, ea a doi copii și a creat familia acolo. Știi cum spune rusul? Не до этого было. Dar acum, de fapt, asta a fost efortul lui Gabi. Visul lui Gabi a fost foarte mare ca să ne cumva să unească toată familia, să simte ea așa foarte liniștită. Și a reușit. Eu chiar, să-ți spun sincer, eu față de Ina cumva aveam niște regrete, da, să zic. Și în momentul când nu ne-am întâlnit, eu m-am apropiat, știi, și zic, uite, eu vreau să-mi cer scuze, știi? Nu știu pentru ce exact, dar cred că dacă am pentru ce, tu o să găsești la unii să trebuie scuza asta mea. Și zic, ce cu tine? Tot e bine. Așa trebuie să fie. Și e așa. Căsătoria voastră. Deci, întâi de toate, spune-mi care e diferența de vârstă între voi. Înțeleg că e mică. El e mai mic. Cu 2 ani. L-ai luat tinerel. Eu zic cum vorba asta, tinerel m-am însurat cu tinerică mi-am luat sau invers, la noi invers. Da, 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 dar știi percepția asta că dacă este un bărbat de afaceri, el neapărat are o soție cu vreo 30 de ani mai tânără, care e interesat strict de unghii, păr și așa, bine, este stereotipuri. În cazul vostru, înțeleg că atunci el oricum era de succes, avea afaceri, era la început de cale? El lucra în organe, era la crimă organizată, luptă corupție și crimă organizată. Noi tot ne-am construit împreună, pas cu pas și ne-am crescut împreună. Adică tu nu ai luat pe cineva milionar? Nu, dar eu chiar vorbeam cu fetele mele, știi, înainte nici nu erau unii să-i găsești milionari. Nu, ei nu existau, practic erau câțiva care erau cu bani, dar nu exista chestia asta că ai putea profita de...
de un bărbat care ar putea să facă, cel puțin pentru mine. Eu m-am bazat întotdeauna pe mine și plus la toate, pentru mine important la mijloc a fost în relație, chiar dacă nu ajungeam aici unde noi suntem, da? Din punct de vedere, să zicem, hai, și financiar. Și eram acolo, iată, de pildă, părinții mi-au lăsat casa la Grătiești și noi vară trecem acolo și locuiam. Și dacă nu era să trăim acolo și noi împreună și cu copiii, dacă nu ne dezvoltam mai departe, eu oricum aveam să fiu foarte fericit. Noi știm din presă cine este Dorin Damir. Au apărut tot felul de informații, dar despre asta o să discutăm mai aproape de final. Dar cum este Dorin Damir, soțul, omul și tatăl? Eu cred că nici nu puteam în toate fanteziile mele a unei fete tinere să-mi imaginez că eu aș putea totuși să am alături așa un soț. Și o spun cu certitudine. Și în fiecare dimineață când mă scol, spun, Doamne, mulțumesc, Doamne. Și pentru soț, și pentru copii, și pentru oamenii care mă înconjoară. Și pentru tot. Dacă să vorbim de soț. Eu sunt foarte recunoscătoare pentru libertatea care mi-o oferă. Pentru susținerea care mi-o oferă. Pentru orice ce eu n-aș face, el, nu că mă laudă, dar el Văschișaiță? Cum în română? Da, cred că văschișaiță, înțeleg. Văschișaiță, da. Asta atât e de important. Tatăl Dorin Damir, cum este? Superb. El atât de mult își adoră copiii, cu toate că el a fost puțin rezervat la emoții vis-a-vis de el. Et nu vis-a-vis de mine, fiindcă foarte straniu. Ce legat de emoțional vis-a-vis de mine, el a fost întotdeauna foarte deschis. Dar vis-a-vis de copii a fost mai rezervat. Iată, eu de pildă, eu trebuie să-i pup de dimineață pe sară pe toți. Eu trebuie să-i cuprind, eu nu pot să trec pe cineva alături ca să n-al cuprind, să n-al pup. Băiatul acum mai mare spune, mama, nu hai. Eu zic, nu, asta e, eu nu pot altfel. Dar el foarte rezervat, dacă chiar și le cuprindea pe fete, foarte... Acum a depășit lucrul ăsta. Și mă uit acum că el ca bunel, asta e fantastic, el stăpește, el așa de mult îi place. Și chiar vorbeam acum de una și zice, of, viața asta atât de interesantă, zice, noi în tinerețe, mai ales și așa se întâmplă la toți, la toate cuplurile. Când ești preocupat de tot, copiii ăștia cresc, multe momente nu le observi, mergi pe alături peste multe. Și când te întorci, unul zice, măi, dar eu puteam cumva altfel să monitorizez timpul meu. Eu puteam cu tatăl, că Dorel a fost întotdeauna alături de noi, și vorba de weekenduri și vorba de vacanțe. Nu a existat ca el cumva pe noi să ne trimită, hai Larisa, ia-ți copiii și du-te la odihnă. Nu exista așa ceva. Dar în timpul săptămânii noi evident îl vedeam cu mult mai puțin și era mai puțin o comunicare copiii. Acum el zice, dacă aș întoarce, evident că eu aș schimba, dar nu mai pot întoarce nimic. Dar recuperează acum. El atât cu nepoțelul. Nu numai. Și cu copiii, cu fetele, cu Gabi, cu Michel, cu Artem, el atât de mult timp petrece cu ei și el atâtea discuții duce și activități și merge acolo. Adică e foarte activ. A fost sever când erau ei mici? El a fost... copiii mei, având dacă rusoaică de mici, vorbeau, până la școală au vorbit în limba rusă. Și când... ei cu mine își permiteau absolut tot, ca și acum. Eu le sunt și cea mai bună prietenă și cred că le-am bine, dar eu mă simt bine, ok, așa. Dar când îi făceau câte o borobață și când venea suna tata la ușă și Artem spunea, Michel, tijolă artilerie a prișla. Și erau, da? Și erau. Deci. Că el, eu le mai dădeam câte o palmă la popăneață, eu îi mai zdruncinam. Dar el odată nu i-a pedepsit fizic sau nu ridicat voce la ei. El a purtat discuții, dar așa, scurt, apăsat și la temă. Asta lucrează, apropo, cu mult mai bine decât când începi să strigi, să le duci. Îi explici așa și cu cât mai calm și liniștit, cu atât mai bine ajunge la copil. În familie am înțeles cum este omul Dorin Damir, cum este cu familia mai extinsă, cu oamenii din jur.
Asta întrebare e interesantă. Bine, cu toți, toate rudele și cu toți oamenii noștri apropiați, el este foarte deschis, el este foarte cald, el este prezent. Sunt finii, sunt cumnații, este mama sacră, adică sunt prieteni de-ai noștri, el este foarte implicat și foarte deschis și foarte aici, prezent, să zic așa, și ok. După toate evenimentele care s-au întâmplat anii aceștia, cu foarte multă lume el s-a distanțat. Nu că așa, parcă prieteni. Nici... Toți. Pur și simplu, parcă nici n-au mai existat în viața lui. Și el nu suferă din punctul său de vedere. Că așteptați fi susținut, sunat, întrebat nu, atunci nu, și ei n-au reacționat? Nu, pur și simplu am înțeles că nu mai au aceeași cale. Nu mai au același viitor, nu mai au aceleași viziuni. Nu mai... Noi câteodată, eu nu vorbesc de mine personal sau oamenii, știi, câteodată se impun sau ceva impune, las fie asta job, las fie asta alte relații, își impun careva relații, de ele nu sunt adevărate. Și atunci când balonul ăsta puhnește, cum a fost în cazul lui... Apariția gemenilor. Și aici este istoria foarte interesantă, Artem și Michel. Deci, tu ai vorbit deschis despre asta, că voi ați avut dificultăți în a concepe copilul la etapa inițială și tu ai făcut fertilizare in vitro la Kiev, printre primele din prima din Republica Moldova. Da. Pentru că Aura tot a făcut da, în acea perioadă. Cum ai ajuns la concluzia să faci fertilizare in vitro? Deci medicii nu-ți mai dădeau nicio șansă să rămâi însărcinată pe cale naturală. Medicii nu mai dădeau nicio șansă. Ultimul caz a fost o extrauterină care iarăși Dumnezeu m-a ajutat că a fost o cumpănă pentru mine, că în ultimul moment am fost salvată cumva, nu știu dacă știi despre ce e vorba, dar sarcină extrauterină, deci trompa uterină a fost Da, dar ea s-a spart. Și eu de acum era infectat absolut tot, nu știam ce se întâmplă, bine că eu nici nu știam că există așa ceva. În fine, eu am ajuns la medic în ultimul moment, am fost salvat, trompa a fost înlăturată, altă trompa a fost infectată, fiindcă s-a infectat absolut tot organismul, începând și de la sânge, și după care a fost vreun an de zile de chinuri cu trompa, să o destupăm, să o astupăm, oricum tratamente diferite care erau insuportabile și medicul meu... Deci tu pe bune a fost foarte serios atunci? Da. În sens că reanimare, operații de urgență? Da, de urgență era și medicul meu, Dumnezeu să-i dea sănătate, că l-ador. Eu cred că el este, nu știu, cel care mi-a fost alături întotdeauna și datorită și lui am adus și lume și copiii ăștia. Cine? Victor Ciobanu, domnul Victor, el este spital mamei că și copilului și la catedră lucrează, dar este și aici, om de la Dumnezeu. Deci cu profesia în mână de la Dumnezeu. Și el mi-a spus că îmi pare rău, Larisa, dar hai nu te mai chinuie. Hai, las o perioadă, las să vedem că ne-o gândi noi cumva, ori apărea ceva. Și n-a trecut foarte mult timp, a trecut vreo câteva luni de zile. Eu pe atunci, ambasada Japoniei era la Kiev. Și eu dacă făceam circuitele cu turiștii, trebuia să merg la Kiev. Și mi-am făcut acolo o cunoștință, un băiat care lucra la ambasadă. Noi ne-am prietenit foarte, foarte bine și eu sun și zic, Igor, eu aș fi vrut să mă programez. Programează-mă, te rog frumos, că trebuie să vin cu pașapoartele. Și el zice, Larisa, sun-mă, te rog, mâine, că eu acum puțin am servit alcool și așa, la noi fericire mari în familie. Și eu zic, da, vreo zi de naștere. Și el spune, nu, sora mea n-a putut avea copii 15 ani de zile și iată, ea în sfârșit a născut. Și la mine așa, dar știi cum? Informația tot timpul vine la om. Atunci când tu trebuie îți dorești ceva, auzi. Da, când îți dorești ceva foarte, foarte mult, peste tot. Trebuie să fim doar atenți la semne și la ceea ce ni se întâmplă, să nu trecem pe alături. Și eu, stai,
copil? Cum? Și el îmi spune, uite, este un doctor foarte bun la Kiev și a făcut însămânțarea asta in vitro. Eu zic, dă-mi, te rog, telefonul. Și el zice, acuș. S-a mers la soră și îmi dă telefonul la clinică. Eu am pus receptorul, am format telefonul și zic, când eu pot veni la consultație? Și spune, peste o lună jumătate, vă rog frumos să mă înscrieți la consultație. Am pus iarăși receptorul și îl sun pe Dorel. Dorel, noi mergem la Kiev. Este o șansă pentru a avea copii. Dar voi suferiați? Era încă în nu. Cuplu? Nu, încă nu. Era Gabi la mijloc. Dar eu întotdeauna știam că la capitolul ăsta la mine o să fie tot bine. Nu știam că atât de greu o să fie, fiindcă eu sarcina a fost foarte complicată. Eu am avut 3 copii care se dezvoltau concomitent. La un moment dat, la 5 săptămâni s-au pornit hemorogii la spital, am stat 4 luni de zile. Pe urmă, doctorii, domnul Victor și cu doctorul din Kiev, făceau consultații zilnice, că au hotărât să facă reducții la un copil. Și cum alege în clipele astea? Și domnul și aici, la Chișinău, nu erau specialiști. Ei m-au învălit într-un pled. Mi-au pus pe curatori, m-au trimis acolo au făcut reducție. Eu nu vreau să mă gândesc atunci la momentul ăsta. Am venit înapoi și eu până la 8 luni de zile am stat în pat. Deci în riscul de avort spontan era permanent. Da. Și 4 acasă, eu m-am rugat, dați-mi, vă rog voi acasă. Venea o fetiță în fiecare zi, câte 5-6 ori îmi făcea pe curatori. Și iată, s-au născut ăștia 2. Eu am fost foarte anxioasă în toată perioada asta și s-au reactivat toate fobiile mele, posibile și imposibile. Și cred că s-a transmis și la copii, plus că am făcut și tratamente de gen antibiotic când s-a redus un copil. Și a fost vreo 3 ani de zile, a fost așa, ne-a scuturat puțin toate momentele astea, copiii. Au fost unul din cei mai cuminți, plângeau permanent nopțile. Unul e complicat, dar 2 în genere. Da, și după care m-a trăsnit și peste vreo... Când ei s-au liniștit, m-a trăsnit o depresie foarte adâncă. Postnatală întârziată? Nici nu cred că ea a fost. A fost cumva provocată postnatală, dar a fost o depresie așa foarte dură. 2 ani de zile. Dar cum s-a manifestat? Eu, pur și simplu, într-o zi dimineață m-am trezit și am înțeles că eu nu pot să mă mai ridic din pat. Eu nu vedem următoarea secundă cum pot respira și cum pot trăi. Asta era strașnic. Asta era și eu nu înțelegeam încă, în primul rând. În timp de o săptămână eu slăbisem, cred că, cu vreo 10 kg. Eu nu puteam să mănânc nimic. Mi era nu numai că emoțional mi-era rău, dar mi-e fizic, mi-era atât de rău, eu nu puteam. Și bine că era... Eu am ascuns cumva câteva zile, după care într-o zi m-am dus la Dorel și am început a plânge și am spus, ajută-mă, te rog, eu nu știu ce să fac. Dar el vedea că ceva nu-i cu mine și eu... Și el așa s-a speriat, dar era cumva, nu înțelegea. Și el și-a asumat asupra lui copii, bine că aveam dădacă, era soacra mea care imediat și 2 ani de zile, antidepresante, terapii, psihoterapeut, foarte, foarte, foarte complicat. Dar atunci, în perioada aia, deși aveai gânduri că nu mai este sens să trăiești? Da. Unică ce, eu întorceam ochii și îmi priveam copiii și eu înțelegeam că eu nu pot să fac careva mișcări. Aveam gânduri negre. Căutam orice moment pentru a mă duce din viață și mă uitam la copii și eu ziceam că nu, uite, tu ce faci? Dar parcă parcă nici nu eram eu cu mine. Dar voi trăiați ok, voi aveați suficienți bani ca să aveți o dădacă, da? Copiii erau îngrijiți. Deci nu ține obligatoriu de bunăstarea din familie. Nici nu ținea absolut nici de relație, nici de bunăstare, nici de nimic. Deci cumva s-au activat toate fobiile, toate emoțiile de când eram eu copil. Bine că asta eu am început când să lucrez cu terapeutul, de acum am început să deșghiocăm de unde vine.
Uite, chiar trebuie să ținem cont de chestiile astea, cum influențăm copiii de mici, care ar putea să crească cu anumite frici. Dar tu ai ajuns la 100 de kilograme în sarcină. Da. Cât de ușor ți-a fost să revii la normalitate după ce ai născut? Foarte greu. Eu mi-am revenit, la un moment dat, bine că eu am cât 36 de kilograme, vreo 10 kilograme eu le-am avut în plus, când copiii deja erau la școală. Și pe urmă, unica MD, nu știu dacă mai ții minte, cu Aura și cu fetele, Nelly Ciobanu, am mers la proiectul ăsta și foarte ușor, în câteva luni de zile le-am dat jos. Deci public ai slăbit? Public am slăbit și eram mândră de mine, dar acum 3 ani în urmă iară s-au pus la loc. Tot în mâinile mele. Vreau să slăbesc, vreau să revin la ce e cum am fost cândva. Eu mă mai duc prin Japonia, data trecută am fost și mi-am mai luat niște haine și tot timpul luam eu cu 2-3 mări mai mici. Și tot mă uit la dânsele și iară în ajung. E motivație, stai ca haine superbe și vrei să slăbești. Da. Relația cu Gabriela. Deci voi de la 6 ani, tu ziceai că voi permanent ați fost într-o relație de prietenie, nu de mamă-fică. Da. Ea zice mama. Nu, eu sunt Larisa, Larry. Așa. Și tu cum o vezi pe ea? Mai mult ca... Adică cât de mult o simți copilul tău? Acum o simt la 100%, exact ca și pe Artyom și Michel. Dar nu mereu a fost așa? Nu mereu a fost așa. De la început până a fost obișnuința asta că există un copil, eu oricum nu, întotdeauna nu vroiam, parcă e inconștient să-mi asum. Eu de ce îi spuneam întotdeauna, Gabi, tu ai o mamă extraordinară care te iubește și asta e mama ta. Eu-s, prietena ta, Larisa, care stă alături de tata. Parcă nu vroiam să-mi iau responsabilitatea asta de mamă vis-a-vis de ea. Apoi când s-a născut ăștia, amintești pe parcurs, eu am început să simt altfel vis-a-vis de dânsa și eu acum nu mai fac o diferență. Chiar nu mai fac nicio diferență. Bine că nu acum, de ani de zile, nu mai fac. Dar n-ați avut chestia asta de gelozie? Ea voia mai mult atenție de la tată? Erai și nu. Tu acolo? Gabi a fost atât de înțeleaptă întotdeauna și a fost un copil atât de minunat, fiindcă trebuie și să-ți meargă cu așa un copil care trăiește cu o mamă vitrică, da? Fiindcă și copiii sunt absolut diferiți. Nu, Gabi a fost extraordinară. N-am avut... Puteam noi acolo să... cotidian să ne mai aninăm de ceva, dar conflicte majore niciodată n-a fost. Într-un moment când ăștia mei erau adolescenți, eu îmi dădeam seama că eu cu Gabi cu mult am fost mai bine și sunt mai bine decât cu ăștia. Cu ăștia doi că sunt supere. Cu Michel și cu Artyom. Bine, ei acum deja fac majoratul. Sau de? Au făcut majoratul. Da, au făcut. Au 19 ani. Michelle studiază la Paris, la fashion design. Acum trece anul 2 la universitate. Mai. Și la anul pleacă și Artyom și rămânem noi numai cu nepotul. Bine că este nepotul. Măcar da. Vorbind despre Gabi, ea s-a căsătorit. Da. Au deja și un copil. Soțul ei, Roman Burlaca. Când voi ați aflat că ei urmează să se căsătorească, să întemeieze o familie, care a fost reacția voastră? Foarte frumoasă. Eu cu Gabi și cu Michel, noi suntem foarte deschise, eu știu absolut. Iată, le-a scris un băiat un mesaj. Eu sunt prima despre care eu cunosc lucrurile astea. Și când Gabi mi-a spus că, uite, am început comunicarea cu Roman, bine că poți să începi orice. Și eu cumva zic, ok, zicăbuță, hai, succes. Și foarte repede a evoluat și la un moment dat eu i-am spus că n-am putut să aștept în Gabi să spună tata. Eu i-am spus doar el. Noi, Gabi astăzi o să vină cu cineva, noi eram la Grătiești și el s-a bucurat foarte mult. Roma e extraordinar, un băiat. Chiar, ei chiar se completă unul pe altul. Dar ce-ți place la Roma? La Roma? Dar nu, mie îmi place, mie la el, ca la un copil și ca soțul lui Gabriela, mie îmi place tot. Eu nu mă refer acum la
alte calități ale lui pe care el le are. Dar ceea ce se întâmplă și ce văd eu, mi-e tare, tare îmi place. Adică o relație din asta, da, naturală? Da, da, da. Și eu, pe mine asta foarte mult mă bucură și îți bravo. Dar cum l-a primit Dorin pe Roman? Foarte, foarte ok. Totuși, fata tatii, nu-i așa? Ai grijă? Nu, Dorin e foarte înțelept la punctul ăsta de vedere și el își dă seama foarte bine că nu putem noi să ne trăim viața copiilor noștri. Absolut. Și asta e foarte corect. Și orice alegere a lor, chiar dacă o să dă în bară, asta o să fie experiența lor și nu a noastră. Nu pot, nu știu, eu cred că exact așa, nu că cred, așa o să fie și cu Artem, așa o să fie și cu Michel. Relația cu nașii. Nașii voștri sunt Vlad Plahotniuc și fosta lui soție. Oxana. În ce relație sunteți cu nașii? La ziua de astăzi, parcă nici n-am mai existat în viața noastră. Pe bune? Nu mai comunicați? Nu comunicăm. Și eu am vorbit și la Ciorănică, cu toate că eu știu acum lumea ce o să zică, că nu e așa. Deci, Dorin, noi cu nașii noștri cam s-a început distanțierea cu vreo 8 luni de zile înainte, dacă nu un an. Eu cu nanașa mea exact știu că a fost 7 luni înainte de toate evenimentele care au avut loc. Atunci... Hai să vorbesc până și despre mine, cu relația eu cu nașa. Eu și acum îi duc dorul, sincer îți spun. E o femeie extraordinară. E o enciclopedie întreagă, e o femeie talentată. Eu foarte mult am învățat de la ea. Super, super, super faină femeie. Dar într-o bună zi, ea cumva hotărât că eu nu mai am loc alături de ea în viața ei. Deci din partea ei a venit inițiativa, da, să nu mai comunicați. Da, ea a venit, pur și simplu a dispărut, fiindcă ea, tu știi că ea nu locuia de foarte mulți ani aici, dar comunicarea era telefonic, noi ne scriam și orice tentativă de a spune privet, că ea vorbește rus, как дела sau ceva, nu primeam niciun răspuns. Și așa au fost jumate de ani de zile. Până eu nu am sunat-o pe o prietenă foarte, foarte așa și n-am mai ieșit la... Am sunat-o, dar mi-era obișnuitor, că vreau să înțeleg ce am făcut, de ce așa s-a întâmplat. Știi, parcă nu știu cum e, că am existat, știi, și am... Că nu știu, acolo, o bombonică și am fost aruncată, știi, și mă frământa. Și am sunat-o pe prietenă de ea și ea spune, uite, eu nu vreau să vorbesc la tema asta, dar ea cumva... Nu mai vrea să comunice cu tine. Are niște supărări. Acum mai încoace, eu mă gândesc că asta poate ar fi fost legat anume de nașul, că i-ar fi interzis. Eu nu știu. Nu pot să spun 100%. Dar asta coincis cu întrerupe comunicării între Dorin. Între ei, la un moment dat, era de acum foarte așa, mergeau cap în cap. Dar hai să luăm un pic cu începutul. Cum au ajuns Vlad Plahotniuc și Oxana Childescu să vă fie naș? Voi ați ales? Eu nu-i cunoșteam, deci nașul era atunci businessman, n-avea nicio treabă cu politica și niciodată în viață n-aș fi crezut că el cumva o să meargă pe calea asta. Și Doriel la o întrunire, mai scurt, undeva a făcut cu el cunoștință. Dar cine și cine ar zice, ce fel de personalitate este el și cum este el, este un bărbat foarte erudit, interesant. Adică el te cucerește, da. Și a fost inițiativa voastră, v-ați discutat în familie? Nu, eu n-am discutat, eu în general și Dorel cumva l-a cunoscut și iarăși cumva s-au mai întâlnit și în momentul și s-a pornit așa o fel între ei o comunicare, s-a pornit o comunicare, după care când a venit momentul și noi am hotărât să ne cununăm și eu zic, poate fără de naș, chiar nu știi, să iei la noi principiul ăsta că surorile, frații, verișorii și așa suntem împreună, dar dacă să-ți iei un cuplu care dintr-o parte, care îți fie altceva.
Și Dorel zice, uite, eu am cunoscut un om, o persoană, o personalitate și eu am să-l întreb dacă o să vrei. Și eu zic, dar el cine? Și spune, da, un om de afaceri. De eu zic, da, soția lui cine? De el spune, nu știu. Dar eu zic, tu ești sigur? Dar el spune, nu, bine, hai eu să întreb. Și nu o să, eu pur și simplu așa să întreb și poate noi o să ne întâlnim odată împreună, ca tu să vezi. Și noi am făcut, el a întrebat, după care a urmat nașul și s-a uitat la el, fin, cumva nu a fost nicio reacție, vreo două luni de zile, până că într-o zi iar s-a întâlnit și a zis că, păi ce, păi spus că mai este în vigoare treaba ce este. El spune, da, zice, hai, intrați la noi. Și atât eu m-am dus și am făcut printr-o prima oară cu cunoștință cu ei, dar așa m-a cucerit, chiar m-a cucerit, din prima. Prin? Prin felul ei de a fi. Nu, cine a cunoscut-o vreodată, e știe despre ce eu vorbesc. Foarte inteligent. În general, ei sunt doi antipoți. Ei sunt foarte diferiți. Știi, asta e, se mai întâmplă cupluri care sunt foarte, foarte, știi, cum cerul și pământul, dar aici chiar e foarte vizibil, știi? Și ea mi-a arătat picturile ei, mi-a povestit atunci Sara despre ea, mi-a vorbit despre taică-sul, taică-sul doar e foarte... Pictor. Da, și eu am fost foarte impresionat. A fost așa o seară calmă, liniștită, inteligentă. Dar nașul, cum ți s-a părut după la Plahotniuc când l-ai văzut prima dată? Eu cu nașul deodată am avut așa, știi, de genul... Te simți un pic inferior acolo, iată, în prezența nu lui? Nu inferior, dar eu am înțeles că eu mai mult decât bună ziua, la revedere, ce mai faci, eu cu omul ăsta nu o să am ce să discut. Adică da, foarte distant? Foarte distant și autoritar, ceea ce am simțit eu, foarte autoritar. Dar ok, eu... Nici n-am atras atenție. Eu eram bucuroasă că eu am cunoscut-o pe nașa și iată și noi am făcut... Și ei au mers la biserică, v-au ținut chestiile alea, da, la cununie. Da, da. Și a fost... Voi nici nu știați ce urmează peste aia. Nu, nu știam. Toată asocierea asta, cum unde este Dorin Damir, finul lui Plahotniuc, neapărat e noțiunea asta în știre. Nu e așa că Dorin Damir a făcut așa. Nu, dar nici nașul nu-l cunoștea încă nimeni atunci. El abia era la început de cale și aveau ei, să zic, el avea atunci, mai târziu, dar cu toate că mai târziu, să-ți spun sincer, dacă... Că eu nu prea am intrat în esență, că eu deja eram preocupat peste 2 ani de zile. Copiii, nașterea, chiar nu m-a mai interesat, chiar nici nu mai știam. Eu când m-am trezit, nașul a ajuns acolo unde trebuie să ajung. Dar eu cu el, într-adevăr, eu odată în an mă vedeam. De Revelion, ziceai. De Revelion, da, el organiza în fiecare an Revelionul și iată, eu atunci mă apropiam, îl felicitam. Eu n-am vorbit niciodată cu el la telefon, să-l sun pur și simplu, zic, nașul, dar ce mai faci? Nu. Eu credeam că ați avut o relație foarte așa... Nu, cu nașa da, dar cu el nu, cu el nu. Nici dar Dorel între ei? Nici Dorel niciodată nu a putut să-i deschidă cum le crede lumea cu ușa cu picior. N-a existat așa ceva. Da, Dorel a avut întotdeauna respectul ăsta de naș. Foarte mult n-a fost că de ce s-au început între ei, că a fost foarte, foarte mult Dorel, nu era de acord cu multe lucruri și spunea că nu toți, nimeni nu îndrăznea să-i spună în față lucrurile, pe față. Dar că Dorel... el putea să fie dur și putea să nu mai fie în anturajul lui dacă îndrăznea, da, să-i zice. Dar Dorel îndrăznea și până într-o zi, eu cred că el nașa... Nu știu, eu așa mă gândesc din motivul că Dorel a început să îndrăznească, să-l învețe câte ceva sau să-i... Nu că să-l învețe, că acolo n-ai ce învăța omul, mă rog. Să nu fii de acord cu anumite decizii. Dar nu asta, el asta pe dânsul tare, el supăra și cumva el... Comunicarea între soțul tău, Dorin Damir, și Vlad Plahotniuc s-a întrerupt cu 8 luni înainte ca Vlad Plahotniuc să plece? Hai să-ți spun mai corect, cred că cu mult mai înainte, vreun an de zile la dânsul era foarte grea situația și asta o pot spune toți din anturajul. Deci ei nu mai vorbeau? E așa, ca printre altele, dar nu, gata, nu mai era, nu era nimic. Și peste cu 7 luni înainte
de plecare, nanașa mea, vă zic, e pur și simplu a dispărut. E într-o zi, noi. Și acum, iată, eu chiar de una se, mă gândeam la ei, că nu am nici, noi nu avem nicio informație despre ei și mă gândeam, oare cum e Tima, băieții, da? Oare cum a crescut Cheșa, că îl țin minte așa micuț și nu l-am mai văzut de atunci. Deci voi cu dânsii, voi nu știți acum unde sunt ei? Nu. Înțelegi că unii o să zic, iată, încearcă familia Damir să se distanțeze. Eu nu am acum să stă, jur, eu nu știu și eu chiar sunt, bine, cei ce știți, știe toată lumea, cei știm și noi. Dorel nu are chiar nicio conexiune cu el. Și eu. Dar ei au fost la un moment dat foarte apropiați, deci ei chiar făceau business împreună. Business? Nu. Dorel întotdeauna... Nu, ei au fost apropiază, Dorel întotdeauna, și asta iarăși e o informație absolut greșită. Dorel întotdeauna s-a ocupat de cei ce s-a ocupat el și nu s-a intersectat cu nanașul nimic și el își dădea seama foarte bine. Foarte bine își dădea seama că el nu trebuie acolo să fie unde... Și el acum spune, zice, pe mine parcă... Uite, totuși intuiția asta mea m-a salvat de foarte multe lucruri, fiindcă eu înțelegeam, tentativa era, dar poate, dar nu știu ce, dar el nu făcea pasul ăsta și el întotdeauna s-a ocupat de ceea ce se ocupă el. Nu a avut, dar ok, era alături de nașul, era comunicarea asta între ei. Bine, când era influent Vlad Plahotniuc, Dorin Damir era aproape de el. În sens că erau și la când erau organizate luptele feie, Vlad Plahotniuc mergea acolo păi doar da, pentru că ei erau nași. Păi el era, păi sigur că el e nașul nostru, cum să nu-l chem pe naș? Asta e, eu și astăzi, dacă eu o să merg pe stradă și o să-l întâlnesc pe nașul și pe nașa, eu o să le fac o plecăciune și am să le spun bună ziua și eu vă respect că voi sunteți nașii mei, voi m-ați cununat. Eu nu pot, indiferent cum ei au procedat față de, hai să spunem despre mine, că nu vreau să-mi asum, cum a procedat nașa față de mine. Dar au dispărut fără niciun dispărut motiv. Și fără niciun motiv și asta m-a durut. Eu nu țin ură, eu nu țin, nu știu, eu dacă aș vedea, eu aș cuprinde astăzi. Aș cuprinde și spune nașa, ce mai faci? Nu știu ce să spun. Gata, da. S-a trecut. Asta a fost, știi, parcă un alt serial despre nașii mei. Dar serios, cât de mult nu mai te-a sunt surprins în tine sau pe voi, familia voastră, fuga lui Vlad Plahotniuc din Republica Moldova? Da, ne-a surprins. Nu v-ați așteptat? Nu. Ați crezut că va rămâne aici până în ultima clipă? Uite, Dorin, eu întotdeauna am fost... Cine mă cunoaște... E chiar și râd pe seama mea. Eu atât azi de departe de tot și de politică și de ce făcea nașul și de evenimentul când s-a întâmplat și asta eu de acum, ca să nu par proastă, intram și eu în esență să văd ce s-a întâmplat, dar eu așa azi departe și eu să-ți spun cinstit că m-am pus întrebări, dar de ce? Da, Dorel posibil că da, eu nu. Adică el înțelegea, știa ce se întâmplă. Sau s-a așteptat nu, el să... nu s-a așteptat. Nu, el nu s-a așteptat. Dezamăgirea a fost mare. Foarte mare. El pur și simplu nu s-a așteptat, fiindcă era bine, posibil că era ok dacă el stătea aici și... Păi Vlad Plahotniuc a lăsat niște oameni care erau cumva asociați cu el. I-a lăsat să lupte singuri. Eu, într-adevăr, sunt foarte departe de subiectul ăsta și nu că nu vreau să vorbesc, dar, pur și simplu, să vorbesc aberații acum. Eu unica ce vreau să spun că cumva Dorel, asumându-și rolul de fin, au avut de tras. Crezi? Și cuvântul ăsta foarte mult a jucat rolul. Nici nu atât de mult ceea ce îi se asumă lui din diferite părți, cât finul lui Plahotniuc. Și gata, și lumea n-aude mai mult nimic. Păi asta e ștampilă. Păi ștampilă și asta e tot. Anul 2021. Soțul tău, Dorin Damir, a fost acuzat de 5 componente de infracțiuni. Abuz de serviciu, dilapidarea averii statului, trecerea ilegală a frontierei de stat, divulgarea secretului de stat și fals în acte publice. Voi, când ați auzit despre aceste acuzații, ce s-a întâmplat la voi în familie? Care a fost reacția ta, a copiilor, a soțului? A mea a fost ok, fiindcă eu
nici nu prea am intrat în esență, al Dorel a fost destul de... Eu nici nu știu... Panică? Nu, nu. Se aștepta? Deci era ca o dezamăgire. Nu. El poate undeva și înțelegea că ceva o să fie deja, da? Dar au fost... Multe lucruri au fost foarte urât organizate. Voi ați avut percheziții? Da. Acasă inclusiv. Da. Deci era clar că ceva urmează să se întâmple. Da. Voi ați avut atunci gândul să fugiți din țară? Niciodată. Pentru ce noi n-avem pentru ce fugi. Și mai ales Dorel chiar nu are pentru ce să fugă din țară. Dar tu admiți că nu știi anumite lucruri care s-au întâmplat dacă nu urmăreai îndeaproape culisele politice? Voi discutați acasă despre tot? Noi discutăm acasă despre tot. Și eu poate nu mă interesează tot ce nu e legat de soțul meu, dar de ce e legat de soțul meu mă interesează și sunt la curent. Emoțional, cum a fost 7 luni el a stat după gratii? Da. Cum a fost pentru el? Ați comunicat? Noi nu prea am comunicat, n-am avut posibilitate să comunicăm. O singură dată, deja spre sfârșit, eu am primit permisiunea să merg la el. Eu consider că el a fost și eu îi spun, zic, uite, când aveai să găsești atâta timp, să comunici cu sufletul tău și stai cu tine însuți. Zic, tu ai fost în retreat, zic, și mai mult ca mine decât eu în Bali. Tu așa ai văzut asta? Da. El s-a schimbat foarte mult. El, mi se pare că el a venit încă mai înțelept de acolo. El, în primul rând, că a analizat tot pe puncte și a asumat tot unde el a greșit, unde el nu a greșit, de ce așa s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. El a avut o transformare majoră acolo. Da, a fost greu, da, a fost asta. Eu m-am mobilizat, fiindcă eu sunt de felul că când există ceva, eu pot să plâng la un film sau când eu pot să plâng de dragoste, de emoții și cuprind să încep a plânge. Dar când e vorba de ceva, când se întâmplă, eu m-am mobilizat, eu îmi dădeam seama, copiii subalternii lui Dorel, subalternii mei, mama soacră, sora, finii. Adică tu ai preluat tot asupra ta? Eu am preluat totul asupra mea, eu m-am mobilizat, eu pe toți i-am strunit și am zis că niciun fel, noi mergem înainte. Nu, da, asta s-a întâmplat, o să vedem, nu facem panică, noi nu avem, și hai și am începe plânge și asta. Nu. Dar ți-a fost frică că ar putea ajunge la închisoare pe foarte mulți ani? Nu. Nu, că nu văd. Doar de că să fie un fel de... Și iarăși nu vine politic, în română. Nu. Nu vine în română, dar pe bispredelul, da? Uh-huh. Adică să se organizeze, abuz. Ca el să abuz, da? Să ajungă în închisoare. Dar cunoscând tot ce este la mijloc... Tu știai despre cazul ăla cu agent special, cu pașaport pe un alt nume? Adică voi despre asta discutați, atunci au apărut la un moment dat o investigație, voi nu ați avut nicio reacție, nici soțul tău și tu de obicei veneai pe Facebook cu anumite reacții, soțul meu este nevinovat, eu știu când a mai fost anterior cu situația aia de șantaj. După voi nu ați avut nicio reacție atunci. Tu știi ceva despre cazul ăsta? Da. Care este, cât de mult adevăr este în ceea ce a apărut atunci? Cu agent special, că sub acoperire, cu pașaport, care era, apropo, pe Dumitru Busuioc, dacă nu greșesc. Uh-huh. Adică, uite, eu doar unica ce vreau să-ți spun, că totul a fost absolut legal și asta, într-adevăr, a avut loc și n-a fost nicio încălcare. Dar despre asta nu se discute. Și în general asta e așa o aberație, nici într-o țară a lumii nu se vorbește despre lucrurile este și asta e... Că era cu investigații sub acoperire și asta, păi, fapt că a ieșit în afară, asta numai la noi în țară poate să întâmple așa ceva. Acum eu sincer o să-ți spun lucruri poate care nu să fie clare, da? Și legat de Dorel. Într-o bună zi, eu vă garantez, o să fie absolut tot vizibil, o să fie absolut tot clar și
toate punctele care au rămas încă nediscutate o să fie discutate. N-a mai rămas foarte puțin. Tu ai avut încă o reacție și ziceam a doua chestie pe care voiam să te întreb, o postare desfășurată pe Facebook despre un subiect foarte discutat la acea etapă și tu ai venit cu dezmințire cumva și ai spus că soțul meu este nevinovat despre implicarea soțului tău în contrabanda cu anabolizante. Știi că da, despre asta chiar e prostie. Despre asta se discut foarte mult, că Dorin Damir e implicat în contrabanda cu anabolizante. Tu ai venit cu o postare. Pe mine atunci chiar m-a rupt. Eu tot înțeleg, da? Iată ce am discutat noi subiectul anterior, da? Ai văzut că dar când e vorba de lucruri care în general e mizerie și nu e adevăr, asta chiar pe mine mă... Dar cu ce scop? Eu nu știu. Eu nici nu știu, adică posibil că Dorel ar ști de unde vine informația asta. Chiar n-are nicio tangență, nicio atribuție în asta și eu iată mă uit în fața lui Dumnezeu și vă zic, asta, nu că eu acum îl acoper sau că eu nu știu ceva, chiar știu. Nu, pe dosar, nici nu pe dosar, aici nu a existat niciun dosar, aici nici nu a fost o investigație. Asta a fost pur și simplu așa, informație pentru lumea care vrea să mai audă lucruri interesante. Voi sunteți bogați? Ce consideri tu prin bogăție? Să ai, nu știu, multe imobile, mașini scumpe, să ai conturi bancare cu mulți euro și dolari și lei. Ok, la momentul de față eu nu am mașină. Mă folosesc de mașină copilului meu, lui Artem. Uite, noi suntem ok. Noi avem de toate de ce are nevoie un om să poată să trăiască. De ce? De ce? Deci voi vă permiteți să mergeți dacă vreți într-o vacanță, vă duceți oriunde? Nu chiar așa de ușor. Adică noi analizăm momentul ăsta că trebuie să mergem să ne permitem să mergem într-o vacanță. Ele sunt programate, este programat un buget pentru el. În sens că informațiile astea, că Dorin Damir este milionar în euro, sunt eronate cu mult. Eu nu știu dacă, nu știu ce să spun, să mă bucur că așa se vorbește sau nu. Da, este foarte eronat și oamenii care ne cunosc știu foarte bine posibilitățile noastre. Materiale, să zic așa, posibilitățile noastre materiale. Eu, parcă, dacă așa să vorbim, mi-aș dori mai bine la ziua de azi și eu muncesc foarte mult pentru asta. Voi aveți afaceri. Da. Tu două afaceri. Da. Agenție de turism și magazinul de cosmetică. Dorin, Feia, dar acolo nu e o afacere, e mai mult susținerea sportului. Nu, el... Da, el are și afaceri, da, el tot o să vorbească. El într-adevăr are afaceri, el are colectiv foarte bun. Tot din domeniul ăsta sportiv, securitate? Sau în diferite domenii? În diferite. O să-ți vorbească el. Eu de ce te-am întrebat despre asta? Pentru că știi despre vorbele care sunt în târg, că Vlad Plahotniuc a fugit, aici a rămas finul lui Dorin Damir și el îi gestionează toate afacerile. Da. El niciodată n-a... Eu cred că Dorin niciodată nici n-a știut ce toate afacerile lui Nașu și banii lui despre ce merge vorba. Deci n-are nicio treabă. Cu nimic. Da, să-ți spun o chestie. Și iarăși, nu știu cât... Da, odată ce suntem fără protocol și eu ți-am promis că o să fiu foarte deschisă. În viața noastră a fost un singur caz când noi am avut nevoie de niște bani. Și nu o sumă mare. Și noi... Am apelat la nanașul nostru să ne ajute. Chiar vroiam să procurăm ceva, dar nu puteam să ne descurcăm. Și el ne-a refuzat. Wow! Nașul, doar de că la nuntă nașul nu ne-a pus nici o copeică. Da, noi am primit un cadou frumos. La cumătria copiilor. Astea sunt unicii bani care el... ne-a dăruit nouă. Dacă cuiva tare, tare, tare interesant. Noi de la Nașu n-am mai avut. Da, eu am primit foarte multe cadouri de la Nașa mea, dar nu de la Nașu. Ea putea să meargă undeva, să-mi aduc o gentuță. Și toate gentuțele care ele și toate, am patru genți de la Nașa și le țin ca amintire. Cele mai scumpe sunt de la Nașa mea. Eu niciodată nu mi-am cumpărat o geantă de brand. În primul rând că eu nu sunt în categoria de femei, că dacă eu merg cu, nu știu, acolo, cu un Louis Vuitton, eu sunt alta.
N-am treabă. Eu pot să-mi cumpăr un brand sau chiar nici nu un brand, dar dacă mi-e îmi place modelul și mi-e îmi place haina, eu mă simt super fain, fericită. Pentru mine asta chiar nu contează. Și cred că eu să dau vreo 2000 de euro pe o geantă, cât de mulți bani eu n-aș avea, dar cred că nu i-aș da. I-aș investi în altceva, numai nu în geantă. Și da, ea mi-i mai făcea, iată, eu am 4 genți de la ea și care acum zic lui Michel, hai mami, poate ți-ai vreo geantă. Zic, mama, lasă-mă în pace. Ține-le. Latura spirituală. Da. A ta. Așteptai momentul ăsta, hai să trecem o dată la... Deci eu am văzut că tu în ultimii ani, nu știu, 4 sau 5 ani, tu vorbești foarte mult despre partea asta emoțională, despre meditații, despre tot ce înseamnă să-ți asculți sufletul, să te asculți pe tine și ai vizitele astea periodice în Bali și acolo faceți retreat-uri. Când ai înțeles că ai nevoie de așa ceva și cum ți-a schimbat viața? Acum 7 ani în urmă, eu am început să practic yoga. Eu am mai avut tentative de a practica yoga, dar foarte mult contează pentru peste ce mentor sau profesor nimerești, știi? Și iată, Petru Pogrebneac, cred că așa a fost fi și eu cred că toți oamenii pe care eu îi întâlnesc, ei chiar mi se trimiși de la Dumnezeu. Eu am început să practic yoga, cu toate că la partea spirituală eu nu aveam nicio treabă, plus atate, cu toate fobiile mele, depresiile mele, stările astea de atacuri de panică, care mai mult, vreo 14 ani de zile sau după ce am născut, după depresia aia, eu eram foarte, nu vroiam să intru în foarte mare sens. Cumva parcă exista tema de, hai să spunem, ezoterică, spiritualitate și tot ce e legat de Dumnezeu și religie și așa mai departe. Eu nu vroiam să deschid ușa asta. Aveam o frică nebună, inconștientă. Și când m-am dus pentru prima oară la Petru și am zis, Petru, te rog frumos, eu vreau să fac asane, dar niciun fel de pranayama, niciun fel de meditație, niciun fel de nimic. Ca să treacă, și el așa foarte, foarte, ok, foarte, foarte atent, a început să mă introduc și așa mai departe. Acum 4 ani jumate în urmă, de cum nu mai țin minte, înspre primăvară, iar mi s-a făcut foarte rău din punct de vedere depresiv. Și eu eram așa de disperat și am atâția, eu 8 ani de zile am mers la psiholog. Între stările astea de depresie și cu toate că el îmi spunea, Clarisa, gata, nu, recidivide, nu o să mai fie, adică nu o să te mai întorci. M-am trezit într-o dimineață iarăși. 2 săptămâni de zile eu iarăși într-o stare insuportabilă. M-am impus într-o zi să ies afară, că era vară, stăteam și deschid rețele de socializare. Și n-am văzut nimic. Prima ce mi-a apărut, retreat în Bali. Cine organizează, cum organizează, eu, pe data de acolo, octombrie, și eu scriu un mesaj, vreau mai multe detalii. Și în scurt timp mă sună Sanda. Sanda Filat. Spune, Larisa, hai cu noi! Deci Crina Andrei cu Sanda organiza retreat-ul ăsta. Bine, deja Sanda de vedecean. Da. Și iată, de aici s-a pornit Larisa până la și Larisa după. Dar cum te-a schimbat retreat-ul ăla? M-a schimbat absolut tot. În primul rând, eu, pentru prima oară acolo, bine că noi acolo și toți care merg în Bali, încep să lucreze foarte mult la partea asta energetică și spirituală și energetică, diferite curățiri. Eu, dacă o să povestesc, e foarte melucat, cum ar fi, sunt foarte mulți healeri care pot să te ajute ca să, la nivel de fiecare chakră, să ți-o curăți, toate blocurile astea să ți le scoți. Tu mereu ai crezut în chakre, în energetică? Până atunci nu. Erai până sceptică. Atunci, da, eram foarte eu sceptică. Eu sunt sceptic în privința asta, dar îmi place să ascult. Și... Tu ai înțeles acolo. Fiind acolo, tu ai intrat în esență și ai... Eu n-am intrat în esență. Eu m-am lăsat pur și simplu dus pe val. S-au început toate procedurile astea de curățare. Noi mergeam pe la locuri sfinte, izvoare sfinte. Zi de zi ceva cu mine... Eu înțelegem că ceva se întâmplă, careva transformări. Dar cereașa de pe tort a fost vizita la un preot
care el este și un healer, adică un doctor, doctor de suflete și corp, să zic așa, dar ei sunt ca preoți, se catolizează și se licenziați, nu fiecare are voie să facă lucrul ăsta și am mers la procedura asta, mi-a lucrat. Și iată, eu care nu am făcut niciodată în viață meditații, nu știam cum, deci el când a început meditația, el ne-a așezat frumușel și când a început meditația, numai nu știu câteva secunde, și eu m-am dus definitiv. Ceea ce s-a întâmplat, cât a durat acolo, 40 de minute, mi se pare că s-a asta, asta a fost pentru mine. Eu nu puteam să fac nimic cu corpul meu, absolut. Dar eu aveam impresia că cineva a intrat în mine și mi-arată toată viața mea. După ce s-a terminat asta, a avut loc procedura asta de curățare și încă eu i-am spus lui Sanda, dar noi mai făceam și Silent Day, nu vorbeam toată ziua și era, eu nu mă duc, mă tem. I-am luat de mână, hai cu mine, ne-am dus. În momentul ăsta e o procedură foarte puternică. Eu am început că acolo îți toarnă apă în cap, eu am început lent, așa să arunc apa de pe mine, iarăși intră în starea asta de trans și la un moment dat eu am început așa de tare să dau cu mâinile, eu nu știu, cu viteza sunetului luminii, tare, tare și preotul spune, scoate, scoate, scoate și la urmă eu așa de tare am strigat, mi se pare că toată jungla a auzit, dar am scos un sunet de mine neomenesc, așa pur și simplu mi-am, că spornește toate energiile astea, spornește absolut tot și când ne-am așezat a doua oară în meditație, eu numai, el iarăși a început meditația și la mine zâmbetul s-a desfăcut, adică s-a pornit și eu 40 de minute, eu cu zâmbetul pe față și eu nu putem să-l strâng, sufletul meu zâmbea și s-a pornit un dialog, dar noi toți, noi îl avem, universul Dumnezeu e aici la noi, noi trebuie numai să ne auzim și chiar și cu sufletul nostru putem vorbi și atât eu pe urmă că eu întrebam ce a fost asta, cu cine eu vorbeam, dar eu vorbeam cu eu meu, cu Dumnezeul meu care e aici. Doamne, cu cât entuziasm și convingător vorbești tu, eu nu prea știu multe despre asta, nu pot să vin cu întrebări de precizare, dar... Ai zis că a fost viața până la și după. Păi și-ți spun. Cum te-a schimbat asta? Nu mai ai isteri depresive? Nu mai am. Eu în, iată, anii ăștia, eu absolut, eu m-am tratat. Eu am scăpat, hai lăsăm 2%, 99.8% din toate fobiile de ele erau atât de multe. Una din cele mai strașnice este rac, care există la toată lumea, asta e frica de moarte. Ți era frică de moarte? Da, eu putem să ajung până la leșin, mai ales când era vorba că cineva a murit, eu nu mă duceam, eu într-o perioadă foarte lungă, timp de vreo, nu știu, cred 15 ani de zile, eu nu știu cum, eu la părinții mei am fost ca un fel de, eu pur și simplu mi-am imaginat că ăsta e un spectacol, eu nu am fost prezentă, eu mai târziu cu psihologul meu a trebuit să prelucrez toate momentele astea de traur, fiindcă fiecare om trebuie să-l trăiască, dar eu le țineam în mine, fiindcă eu parcă nici nu existam, dar la nimeni din apropiație nu mă duceam, la mine conexiunea, mie mi se făcea rău și gata, eu le-am depășit, Doamne, Dumnezeu, le mulțumesc, Doamne. Eu am depășit și am depășit cu ajutorul, nu anume ritualul ăsta, eu atunci ăsta m-a ajutat să-mi pornesc toată energia. Dar știi că cineva cum ar zice, iată, diferite femei care au soți influenți, la un moment dat se duc în zona asta a spiritualității. Și unii argumentează că atâtea lucruri știi și vezi ce se întâmplă, că vrei la un moment dat să te detașezi de realitatea de aici și te duci acolo într-o așa o stare de trans. Tu cum explici că iată și Sanda de Verician, fosta Sanda Filat, tot în zona asta, noi cu ea am făcut un interviu, ea a vorbit despre astea, așa, interesul tău, dar sunt și alte femei care tot... Sunt foarte multe. Dorine, planeta noastră, asta de acum cred că știi și tu, noi am trecut, acum, recent, într-o altă dimensiune. Noi am intrat în epoca vărsătorului. Acum, dacă chiar astăzi am făcut o postare, dacă până acum noi trăiam 24 de ore în sud, că acum sunt 12 ore, timpul s-a accelerat până într-atât. Acum toată lumea se transformă, toată lumea se trezește.
care mai degrabă, care mai târziu, care prin făcând ceva concret în domeniul spiritualității sau dezvoltării personale sau asta, care poate să nu facă nimic, dar el se ocupe așa cum tu de ceea ce îți place ție, care faci cu suflet și asta, și asta tot e lucru cu spiritual al tău. Cum au reacționat ai tăi când te-au văzut? Te-ai dus un om și a venit altul. Ei au fost 6 luni de zile cât m-a ținut pe mine, dar nu numai pe mine, pe toate fetele așa, că a doua oară când am plecat, pe copiii îmi spuneau, mama, te rog să fii așa cum ai venit prima oară. Asta a ajutat toată familia. Adică nu s-au speriat că ai venit un pic diferit. Nu, dar eu nu fac nimic, nu aiuresc în casă și nu fac nimic. Dar vezi când ești prin casă. Nu, eu fac meditații, eu fac yoga, eu m-am apreciat, eu deja știu pe ce cale eu vreau să merg. Plus la toate, că spuneam că am fost la Clara văzătorul ăsta, cu care noi foarte tare ne-am apropiat. Pentru prima oară eu când am fost, el la sfârșit de ședință mi-a zis că, uite, asta a fost în octombrie, tu ai să revii la mine și ai să stai 2 zile. Și eu mă uit la tine și zic, nu, eu 3 ani înainte nu mă întorc în Bali, dar el se spune, tu foarte degrabă ai să te întorci la mine, dar te rog frumos, mă scrii cu 2 zile înainte, eu ți trebuie să-ți mai transmit ceva. Și acum când m-am dus deja în retreat-ul care nici prin cap nu ne-a dat acum 3 luni urmă că noi o să-l organizăm, așa dintr-o discuție cu prietena mea care este terapeut în sexologie și a făcut retreat-ul ăsta, eu am mers cu o săptămână înainte la dânsul și eu m-am dus, noi am petrecut o zi întreagă împreună. Noi foarte mult am discutat și eu îi spun, zic, uite, zic, eu așa parcă mă simt, nu știu cum, zic, eu mi-am luat responsabilitatea să duc oameni din urmă, dar eu parcă înțeleg că eu încă nu sunt la nivelul când pot să le dau. Și el spune, Larisa, tu faci foarte corect, niciodată n-ai să fii la nivelul. Niciodată omul nu se simte că e la nivelul cuvenit. Tu faci corect și tu mergi acolo unde mergi. Ei, și l-am mai întrebat eu care e misiunea mea pe pământ. Știi ce mi-a zis? Să tratez oamenii cu vocea. Citatul tău. Analizând uneori trecutul, mă conving tot mai mult că totuși există destin. Există o putere supranaturală care ne duce acolo unde trebuie să fim. Da. Ce este destinul în viziunea ta? Destinul asta este karma. Karma omului. Foarte bun răspuns. Ești o persoană credincioasă? Eu cred în Dumnezeu, dar nu sunt religioasă. Adică sunt credincioasă, dar nu sunt religioasă. Ce înseamnă Dumnezeu pentru tine? Tot. Tot începe de la Dumnezeu. Este o forță? Asta este un bărbos asta în ceruri? Nu este un bărbos, asta e o putere, e o vibrație, e o lumină, e dragoste. De ce există atât de multă răutate și invidie în jur? De atâta că toți oamenii sunt buni și ei se nasc cu bun și cu suflete mari, dar de atâta că viața îi pune la unele încercări și ei nu fac față. Și de aici vine, ei încep să trăiască pe vibrațiile astea joase și de aici devin răi, dar ei în primul rând își fac răul lor singuri. Ei suferă de la asta, că sunt răi. Eu dacă o să-ți fac ție ceva rău, tu ai să uiți, dar eu am să sufer și am să... Asta e problema lor. Ce părere ai despre ce se întâmplă acum în Republica Moldova? Politic vorbind. Direcția iarăși pe care a luat-o. Tu la tema care eu sunt foarte departe de ea, dar vreau să-ți spun că, Dorin, ca și în viața omului, se întâmplă ceea ce trebuie să se întâmple și noi oricum o să ajungem acolo unde trebuie să ajungem. Genial răspuns. Și trebuie să fac și eu un retreat. Ce părere ai despre Maia Sandu? Mie mi-e dragă de ea. Mie mi-e dragă de Maia Sandu și îți spun sincer că, ok, poate cu multe lucruri nu sunt de acord, da? Dar pentru o femeie atât de firavă și ea chiar e bravo și ceea ce, cum a putut ea din toți președinții, toate întâlnirile astea pe care ele le face, cum este ea primită, eu nu știu dacă a mai fost vreun președinte la noi așa acceptat și așa primit. Și cu siguranță nu. Păi? Dar ceea ce face în Moldova? Nu, eu s-o cred că, hai, așa, asta e părerea pura mea.
Ce poate ea face? Ea ca un președinte face ceea ce are de făcut. Dar restul, noi acum vorbim despre Maia Sandu. La altă parte, da, de guvern, de aici eu aș vorbi altfel, dar nu vreau acum. Ai fost trădată vreodată? Da. De cine? Am fost trădată de prieteni. De nași? Da. E, dar eu nu pot să zic că e trădare. Eu nici nu știu cum pot să zic că e trădare. Oamenii atunci când consideră că ei nu mai pot să meargă împreună alături de tine, știi? Și asta parcă mi se pare că Dumnezeu face cu mâinile lor toată povestea asta, o construiești în jur, știi? Cât de mult contează pentru tine banii? Niciodată n-au contat și asta a fost o foarte mare greșeală. Eu abia acum am realizat că ei ar trebui să începe să conteze și eu ar trebui să încep să fiu cu dânșii în dialog, că eu nu am fost și de atâta niciodată nu i-am avut. Vin, se duc și eu sunt foarte așa risipită, știi, și parcă, dar acum înțeleg că am avut toată viața chiar o relație nu atât de corectă cu banii. Două aspecte scurte. Ce le spune acum părinților tăi adoptivi dacă ar fi în viață? Eu și așa le spun, prin rugăciuni, eu le-aș spune că le mulțumesc încă o dată foarte mult și iubesc la nebunie. Eu fost cei mai buni părinți. Iată așa, cu felul lor de a fi, cu cunoștințele care ei le-au avut, când ei n-au știut cum să fie mai buni. Și între ei, și poate vis-a-vis și de mine, n-au știut cum să mă protejez, nu n-au știut. Ei au făcut tot ce au putut ei și pentru asta eu le mulțumesc. Și, Larisa, ce contează cu adevărat în viață? Oamenii, pentru mine, hai să spunem, familia, să fii toți sănătoși, să fii toți mai fericiți ca mine și atunci eu să am motiv să mă bucur încă mai tare și... Contează, hai dacă trecem la spiritualitate și conexiunea asta, fiecare om trebuie să fie conectat cu el însuși. Fiindcă dacă nu ești conectat cu tine, nu se primește absolut nimic.